George? Arată-le. Ce? Cum se face un telefon în 2024, în A -a. paint. <laughs> e plin de meme ori pe internet săptămâna asta. Nu o să începem cu alea cu Trump, cu câinile și pisicii. O să începem cu asta. E mai, e mai pe domeniul nostru așa. Iată cum se face, cum s-a făcut nouă iPhone 16. Dar era și varianta în care avem uh, designerul care stă până în ultimul moment, procrastinează și după aia face acolo ceva și zice gata. Da, exact. Adică, noi am văzut carcasa de la iPhone 16 Pro Max cu câteva zile înainte de lansare. Am arătat-o pe pe Insta, pe TikTok. S-a viralizat bine de tot și se potrivește telefonul meu perfect din Am 15 pe Pro Max. Mici, mici, mici. Păi da, trebuie să schimb cumva stocul. Da, normal. normal. Așadar, bine v-am regăsit. Suntem la Curiosity. Nu să vine să credeți 240. 240 este o ediție foarte bună, număr așa, rotund. <laughs> tu aștepți numărul prim, dar nu mai no, vine. vine nu mai vine, vine, vine. 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 Mă bucur că suntem împreună astăzi aici, sunt împreună cu Radu Negu aici în studio. Sper că e toată lumea uh, sănătoasă și bine după o săptămână plină în care uh, am trecut de la agonie la extaz. Da. Da s au întâmplat, se întâmplă foarte multe chestii în ultima săptămână. Poate că pe voi v-ați plictisit sau, uh, nu știu, poate v-a luat somnul prin trafic, ca început din nou să apară aglomerația. Ce nu mă dore puțin capul ce drept. De la Schimbările atmosferice. Da, se, la... și vremea, se schimbă tot. Vine toamna de acum înainte și uh, o dată cu toamna vin, vine traficul la nasol din oraș sau din în jurul orașului, se schimbă vremea se, și apar uh, noile telefoane. Și am avut săptămâna aceasta, evident, cea mai important eveniment uh, de tehnologie din fiecare an, rămâne lansarea de iPhone, pe care noi am transmis-o în direct de aici din uh, studiole Cavalerie. și ne-am distrat uh, foarte tare. Am, la un moment dat eram vreo 4500 de oameni pe live am stat constant uh, uh, vreo 3.000? 3.000 și ceva, 3.500, la un moment dat 4.500. Ne bucurăm foarte mult că v-ați petrecut uh, seara alături de noi și, uh, uh, cum să zic, în condițiile în care oricine se putea uita la live-ul Apple, foarte mulți oameni au ales să se uite la noi în timp ce comentam cu niște poze, pentru că drepturi de autor și uh, nu avem voie decât să luăm poze fără sunet. Așa că sperăm că v-ați lămurit în legătură cu lansările, dar pentru cei care nu au văzut live-ul, hai să trecem foarte rapid prin ele, radu. Știu că tu ai făcut și un clip pe cavaleria și să le spunem oamenilor care sunt cele mai importante uh, informații legate de uh, noile iPhone 16. Avem iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro și 16 Pro Max, mai avem AirPods 4 și mai avem și AirPods Max pe culori diferite uh, și un Apple Watch din generația 10. Da, și un Apple Watch Ultra 2 negru. Exact. Avem culori noi pe AirPods Max și USB-C culoare nouă pe Apple Watch Ultra 2. În timpul live-ului eram eu dezorientat că eu am zis Ultra 2 și te-a spus nu că să fie 3. Și am spus, băi, am auzit 2. <coughs> nu, 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 ți se pare, e 3. E fapt nu, era 2, dar pe altă culoare. Treaba asta în felul următor. Modificările față de generația anterioară nu au fost extrem de multe și de mari. Sunt cumva, să zicem, incrementale. Și am spus asta chiar și uh, în video pe care l-am făcut pe Cavaleria. și care mă bucur că v-a plăcut. Au fost foarte puțini care au comentat uh, că iPhone este cel mai tare sau că Google este cel mai tare. Oamenii au luat informația exact așa cum am dat-o, la nivel obiectiv, dar la final am spus aceeași chestie. Băi, aș fi putut să pun clipul de anul trecut, dar n-ar fi fost fair pentru cei care se uită acum. Pentru că, realist vorbind, din punct de vedere performanță și chiar, cred că și camere și sunet, nu vor fi diferențe atât de mari le-au arătat ei și le-au demonstrat ca fiind niște chestii cu absolut uh, incredibile, dar până la urmă vorbim de niște update-uri doar incrementale. Așadar, așa, dar dacă ai iPhone 15, așteaptă să iasă, vezi care sunt review-urile și vezi după aia dacă iei decizia de a trece la 16, dar nu este o chestie ca acum 5 ani, de la iPhone X la iPhone 11. Da, diferența nu este chiar atât de mare și husele de care vă ziceam demonstrează chestia asta. Așteptăm să vină telefonul la test să vedem ce e cu adevărat nou, însă to pe toate infograficele pe care le-am văzut pe toate cifrele, practic avem mici refresh față de generațiile anterioare, dar niște funcții de soft interesante. Da. Uh, cele mai importante, ajungem și la elefantul din încăpere, dar cele mai importante din punctul meu de vedere, chestia care mi s-a părut cea mai tare din toată lansarea, sunt AirPods 4, uh, pardon, AirPods Pro 2 cu soft de proteză auditivă. Da, e mișto chestia aia. Pe de altă parte, la partea de noi, cancelling m-au corectat oamenii și au dreptate. Huawei wow, a fost primul care a avut căști cu noi, cancelling fără doape. Așa este. Așa este. Dar asta nu înseamnă că nu e loc de mai multe da. lume. Eu am mers în călătorie în, la Berlin, că tot mă ce de la IFA, și am mers cu uh, Freebuds Pro 3, ultima generație. Nu, no, vorbesc de 5-urile. Freebuds 5-urile fără Pro care sunt. Nu Corect, dar, dar nici astea nu, nu, nu izolează complet canalul auditiv, să știi. Păi n-au capișane de cauciuc? Uh, Le-au doar acolo în interior, dar nu, nu în jurul lor. E o diferență mare între fă, cu și fără capişane. Ok. Diferența de, hai de să, confort. Hai să ne concentrăm pe chestia asta. Așa, dar de acum toate, toate produsele de la Apple sunt cu USB-C, ceea ce iarăși este o veste foarte bună. Da, poți să ți le încarci cu un singur cablu, pe toate, cu încărcătorul probabil de la telefon sau de la tabletă. Procesoarele sunt actualizate la generația A18, pe A18, inclusiv o versiune superioară pentru a suporta chestiile de inteligență artificială de pe, de pe, aceste, de pe noua generație de pe iOS 18.1. Mare atenție, că pe 18.1 o să înceapă să vină Apple Intelligence, dar ce să vezi, nu în Europa. Nu momentan, pentru că în Europa avem o chestie care se numește GDPR, care este foarte complexă pentru americani și e greu de trecut la nivel de barieră, să spunem așa, pentru că datele pe care le au producătorii de dispozitive sunt destul de multe de pe ele, iar la noi trebuie să reducă cumva numărul lor sau să ne anunțe în avans, vezi că mă uiți și acolo, vezi că mă uiți exact. și în aplicația aia, vezi că ți iau info și de acolo și care trebui să le mai și, -și șteargă la cerere. Exact. Iar peste reglementele de GDPR, care au mai fost rezolvate, mai vine și DMA, Digital Markets Act, care complică lucrurile și mai tare, pentru că le cere celor de la Apple să orice au creat să poată fi accesat și pe dispozitive de la concurență. Și acum, cum fac ei să ofere Apple Intelligence pe Android, nu știu, că e imposibil. Plus că partea aia cu uh, obligativitatea de a fi șterse după o anumită perioadă, că există și aia, o să le bage cumva bețe în roate ca să-și antreneze AI-ul lor, pe care îl vor face desigur cu ajutorul telefonelor de la Apple. Iată, și mai avem și chestiune legată de OpenAI, care are serverele și de dezvoltare în Statele Unite și atunci datele utilizatorilor din Europeană, nu știu că știți, nu au voie să părăsească uh, uh, serverele din Uniunea Europeană. Și atunci complicat. chestia asta face lucrurile și mai complicate. Practic, cel mai important update de pe iOS 18.1 nu va ajunge în Europa și uh, sunt o mulțime de funcții de Apple Intelligence care merg doar pe engleză și vor veni și pe alte limbi abia la anul, dar nu este clar ce și cum și când și unde. Așadar, cam asta este în mare ce e important de reținut. Mai sunt totuși niște update-uri bune de cameră. Partea de filmare cinematică în 4K la pe fps mi s-a părut iarăși bună. De pe Promax. Da. Trebuia... întotdeauna au ceva, au cireașă pe tort la, da. la, la, la Promax. Da. Iată, dacă vrei să filmezi cinematic cu un iPhone, e posibil. Acum, vorba ta. Uh, Uită-te la luminile de jos pe jos care valorează de, probabil de 100 de ori mai mult decât telefonul. Da, exact. Noi avem o lampă aici care este considerată ieftină pentru ce așa și e vreo 1500 de euro. Deci, ce au băieții acolo în studio este cu mult peste și automat se va vedea foarte bine. Singura condiție probabil unde se pot să poți să filma cinematic la 4K 120 de cadre pe secundă este afară, probabil la uh, atunci când nu este foarte norat, dar nici nu este soare. Da. Condițiile optime, știi? Vestea cea mai bună este că s-a întors iPhone-ul auriu, pe Pro și pe Pro Max, o să ai versiunea Desert Titanium. Adică gold pentru, băieți. Când o să în magazin, o să zici Gold sau Desert Titanium, că băieții o să știe. Prețurile încep de la 799 pentru 16, de la 999 pentru 16 Pro și cel mai ieftin 16 Pro max de la 1199. Partea proastă este că pe 16 Pro la 999 lei costă 28 de giga de stocare, ceea ce este frustrant în 2024. Bine, era fost și în 2020, uh, iar pe Pro Max încep de la 256. Problema este că dacă Pro și, de diferența între Pro și Pro Max nu este extrem de mare la capitolul camere. E destul de mică. Stocare mică așadar pe 16 Pro, care are camere foarte bune și o să umple stocare imediat cu filmările care, pe care altfel le poate face la o calitate foarte bună. Da, da am văzut că SSD-urile de un teras sunt pe la vreo 100-150 de euro, alea cu viteză foarte mare, sunt foarte mici, le pui pe spatele telefonului. 150 de euro, un terabyte de stocare la 2000 de megabytes pe secundă scriere. Pe mine m-a contactat, spre exemplu, un brand care vinde așa ceva, da, cu MagSafe, care le lipești pe spate. Avem unul. S-a livrat? A ajuns? Da, am cam găsit eu unul. Am vorbit cu cineva și am făcut rost de unul și chiar l-am arătat. Asta Da, este. nu am găsit unul și mai finuț. Dar toate folosesc să mechirie, într-adevăr, e o chestie exact. foarte bună. Cu MagSafe le lipești pe spatele telefonului. Sau telefon. cu dublu adeziv, dacă vrei să renunți la, la bucățica de cauciuc cu MagSafe. E mai bine cu dublu adeziv și cu, și cu Sky. După ce dai 1000 de euro pe un telefon, dacă să i lipești o stocare video. externă. Dacă îl folosești pentru video, un videograf nu o să uite niciodată la... la cât a dat pe el și dacă pune Correct. ceva. Videografii buni iau o bucată de gaffer tape, te din la negru și pun pe marca, pe brandul camerei. Da. A, a, așadar, asta este cea mai importantă știre a săptămânii, cel puțin din punct de vedere al tehnologiei. Uh, mi se pare că nu a făcut la fel de multe valori ca de obicei, dar curiozitatea oamenilor a fost destul de, de, de mare, pentru că cu toții ne dorim un telefon mai bun. Producătorii, după cum o vedem, și mai avem niște știri care o să ne dea de gândit astăzi, uh, au tras un pic frâna la dezvoltare. Suntem într-o etapă din asta în care vârful uh, de viteză pe tehnologie s-a cam dus la smartphone-uri, la hardware la hardware. Pentru că pe software accelerarea este mult mai mare față de acum câțiva ani de zile. Corect. Dacă ne uităm așa un pic istoric, suntem cam în același punct cu 2010 la smartphone-uri. Da, acum se face practic, avem hardware suficient de bun, oricât am accelerarea, noi să facem, dacă te uiți la plăcirile grafice noi lansate, te, te crucești, să vezi cât de re, mult au crescut în fiecare an s-au da. dublat, s -au triplat, s-au înzecit performanța și partea de software este cea care va accelera foarte mult acum. O să scăpăm cumva de um, stigma asta cu AI peste tot, la un moment dat, pentru că o să înțelegem că o să fie utilă cu adevărat în viața noastră când o să începem să folosim funcțiile alea pe care le prezintă producătorii, Apple și Corect. ceilalți. Cu toate astea, eu văd în următorii 2-3 ani iarăși o reaccelerare, un restart pe partea de hardware, pentru că am văzut primele teste cu modele de limbaj cu AI rulate pe laptopuri. Pe două laptopuri de la Apple, cele mai performante între Max-uri și că povesteam, eu cred că ar trebui să vedem în motorii 5 ani aceeași capacitate de procesare de pe cele laptopuri duse pe telefoane cu stocarea necesară astfel încât să-ți rulezi propriul tău AI local. Eu aș vrea să văd în următorii 5 sau poate chiar 10 ani, că acum e un time frame destul de, de lung, cum face AI-ul, adică partea de software, să ne ajute să creștem performanța hardware. Da. Ori prin optimizare, ori prin descoperirea unor materiale noi, că momentan am înțeles că la 3 nanometri se cam oprește, uh, da, se cam, se cam oprește tehnologia pentru că tranzistorii sunt prea aproape unul de celălalt și ce deja comunică prin aer, nu mai comunică prin contactele de pe placă. Și cu toate astea mai avem niște lansări spectaculoase, nu sunt de la Apple, dar am văzut la Berlin, la IFA, unde tocmai ce am fost la cel mai mare târg din Europa, lansarea celor de la Honor pentru Magic V3, care este un pliabil. Uh, care a dus tehnologia la extrem. În momentul acesta putem spune că avem un superlativ absolut. Ce înseamnă asta? Este că este cel mai bun la cele mai multe chestii, inclusiv la partea de rezistență la șocuri. Uh, pe canalul de meu de YouTube puteți să găsi și test? drop testul. Ăla era lemn. 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 lemn, dur din ăsta, cum îi spune, placaj. Lângă era mochetă. Inițial m-au lăsat doar pe mochetă. Am negociat vreo oră să fac drop testul ăsta cu ei uh, și le-am spus nu o să-l fac pe lemn. Și l-am le scăpat, a zis că l-am scăpat, am scăpat de două. A doua oră am scăpat pe față fix pe sticlă și așa arată o, unul dintre uh, cele mai bune telefoane dacă nu cel este clar cel mai bun pliabil dar unul dintre cele mai bune telefoane de pe planetă din mai multe puncte de vedere pentru că rezistă inclusiv mașina de spalat rufe deci n-ai cum n-ai asta n-ai cum. Exact asta cum am zis și pe Twitter nimeni nimic honor testul de 15 minute în mașina de spalat pentru un pliabil uite și tu, cu tot cu stoarcere că scos l-a scos curat. Acesta este un telefon, așadar, cu ultima tehnologie. Rulează pe Snap, Qualcomm uh, cu, cu Snapdragon uh, Gen 3. Uh -huh. Are 12 GB de RAM. La... sau S? Nu, 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 e Gen 3. Ok. Uh, și uh, începe de la, știi câtă stocare are, nu? 512, A, 512 da. 520 pe un tera și mi se pare că vor, vor să fac unul de doi, nu? Da, se discută deja despre smartphone-urile de 2 tera, am văzut carduri de memorie deja în târg de 2 terabaiți. Păi da, mă, au devenit atât de ieftine, serios. Adică la nivel de, de, de uh, raport preț-capacitate, atât SSD-urile cât și hard urile deci uh, mi se pare că e în teste momentan varianta de 28 de tera disk. Da și pentru SSD au depășit deja pragul de 8 tera care era cumva ok. Bine, au început să bage multe SSD-uri într-un, dar există SSD de 40 de tera. E un enclosure în care sunt mai mult. dar stil, există. Cred că, cred, că ne trebuie și nouă, pentru că avem video de la calitate din ce în ce mai bună, tragem cu bitrate-uri mai mari. doar internetul din Germania încă nu face față, m-am grăbit să-l laud, din păcate. tot la capitolul foarte repede, la, cel mai importante lansări de tehnologie, aș mai adăuga totuși și pliabilul de la Huawei, care nu a fost la IFA Berlin, nu va fi vândut în Europa, dar doar așa că să vă face un pic de poftă. Și a fost lansat la câteva ore după evenimentul de la Apple. Evident. În China este Mate XT și ăsta este pliabil la cel mai. adică în adevăratul sens al cuvântului, ăsta e pliabil. Ăsta cred că poate fi vândut în același loc unde se vinde hârtia de la torc. Z-Fold, știi? Știi că așa <laughs> da. îi spune? Hârtia, da. hârtia de da, baie da, da, de la da, torc știu. se numește Z-Fold. Da, da, acolo sunt două pliuri și sunt puse așa, știi? Da. Acolo e... sunt două pliuri. Da, da, da. Uite, dacă ai mai multe telefoane în astea, nu poți să le faci să iasă unul câte unul așa din, într un dozator de hârtie. Apropo, și Huawei nu este singurul care are așa ceva. Ai văzut? Mm, Mai no. există un Techno Phantom Ultimate 2. Asta e memă? Nu, nu este memă. Așa? It's not a meme. Mai există un producător chinez care face așa ceva. Încă nu l-au lansat. E okay. Era o de prototip. Da, Dar un trifold. Nu, am mai arătat și acel uh, X de la Oppo la un moment dat, care se rula. Da. Cu toți ne dorim ecrane din ce în ce mai mari. Uh, mie mi se pare foarte tare ideea să ajung să ai 16 pe 9 în buzunar. I love it. Deci dacă, dacă e... Cred că așa la de 2800. Adică la... 2800 de dolari uh, Cred că Huawei că Mate cu, XT, cu, da? Cu Huawei, da, să vedem dacă ne-l aduc. Uh, dar... Uh, come on. Ai o tabletă pe care o faci așa da. și o bagi în buzunar. Vedeți, e primul contact cu Honor Magic V3, ca să înțelegeți totuși că avem inovație în partea de telefoane. Chiar dacă l a încetinit pentru că se concentrează pe software, nu pe hardware, există încă o inovație pe hardware. Uh, și uh, după, după care, după ce am văzut telefonul de la Honor, atât de subțire, că atunci când era închis era mai subțire decât un uh, 15 Pro Max, uh -huh. după aia uh, am ajuns în standul de la Samsung. Unde am am jucat și în sfârșit cu uh, pliabilul lor. Fold 6 da. A, așa, uh, Z Fold 6. Z Samsung. Cu sa Samsung-ul Samsung ăla pliabil de anul ăsta. Așa. Băi, nene, mă iertați, dar pare de acum 2 ani deja. Da, așa este. Și cu toate astea gândi mă gândeam, uh, în timp ce mă uitam la, e la colon în stand, la, la Samsung, că băi, am fost printre primii. Ați aminte de primul Fold? Nu, am fost primii. Un an de zile n-a avut... Uh... A venit Huawei cu acel Mate? A ăla a fost Mate un prototip. X. Un prototip, dar Dar chiar da. așa, Samsung Pre a fost, -a a fost avut... pionier, da? Și acum te la telefonul ăla, este mai îngust decât uh, cel de la Honor Evolutia. și cel de la Huawei? Evoluția, nu se întâmplă într-un singur loc. Băi, stai puțin. Este mai îngust când e închis, este atât de îngust încât nu-l poți folosi ca un smartphone everyday. E greu să-l folosești așa. Uh -huh. Și când îl deschizi, da, este superb, este frumos, bă, dar e mai mic E pătrat, dar e mai mic decât ceilalți și este cel puțin la fel de scump. Adică... Asta e viața. Da. Anyway. Bun. Hai să mergem mai departe, pentru că trebuie să uh, mai, vă mai spunem despre o lansare importantă. Uh, S-a lansat un produs de care nu cred că ați mai auzit niciodată. N-aveați scump pentru că l-am inventat noi. După ce am lansat și au fost sold out în două zile, doapele de urechi, avem alte doape de urechi. Și, și știți cum se numesc? Exact cum am zis. Doape alte doape de, de urechi. Alte <laughs> de urechi. Am făcut un brainstorming foarte scurt împreună cu Ioana și acestea sunt noile alte doape de urechi de pe GB.ro. ne-am ne -am dus direct la sursă și am cumpărat la cel mai mic preț. Practic am luat prețul de la Apple și l-am împărțit la ei pe dolar, la, la, noi va fi pe lei. Da, l-am împărțit la 5. Alte doape de urechi vin în aceeași carcasă foarte micuță. Hai da, că acum e, e Este un, e, e, mai elegantă, da. Acum este glossy. Noua generație. Că te mă, că de sigile. E glossy, noua generație. Display-ul este integrat foarte frumos acolo, nu-l vezi decât dacă te uiți foarte atent. Iar căștile seamănă foarte, foarte mult cu cele de data trecută. Au și o dungă gri și sunt la fel. Ia, Se, se poți să le simți o pică mână? Da. Sunt la fel de ușoare. Autonomia însă este anunțată la fel da. și îți arată pe cutiuță în procente cât mai ai baterie și uh, statusul uh, la fiecare cască. Și astea vin. Nu, nu e opțional. Vrei, nu vrei, le iei cu noise cancelling, pe uh, care îl poți dezactiva. Stai un pic. Au noise cancelling. Unde? Au, au noise cancelling. ți a apăsat și trece pe noise cancelling. Da? Da. Ok. Bine. Și-a și a, luat și vlăduț, a vrut, a vrut să-și cumpere și am dat mm -hmm. căștile noastre de demo de aici, că de aia nu le pe masă. Iar aici, dă și nu te rog, că am să vă mai arăt ceva tare. Pentru, pentru că știu că sunt și fete aici, nu sunt așa de multe, dar avem și fete aici. Nu, nu. Alea pe roz. Am mai luat și pe o culoare. Adică negru nu e o culoare, așa că am mai luat o culoare. <laughs> știu culoare? Negru nu e culoare? Păi nu e. Negru este absența culorii. Ia uite, iar și-a pus Radu Girofar în urechi. Și și spune în ureche când ai pe noi cancelling. Hai că știu ce am cumpărat. Ia uite-le pe roz. Aceeași poveste, doar că pe roz. Proaspăte, a, a, acum au ieșit din, din vamă, tot așa pe glossy. Mare atenție că dacă le scăpat o să se zgârie. Dar astea, uite, sunt albe la interior. Uh, ele sunt albe cu o dungă din asta ușor roz. Pentru fete sau băieți pasionați de culori, altceva decât negru. Dar arată bine. A, mie mi se pare că, uite-te, interiorul e, nu e același plastic ca la Airpods. Uite și tu. Păi plasticul e plastic. Păi da, dar este plastic de la bun. Și apropo, hmm. mai avem ceva. Deci, avem așadar uh, alte doape pentru că o să vedeți că sunt modele diferite, dar mai avem un model nou. Uh, Să-i spui că... Așa, să pe două culori probabil sunt pe tot așa, pe, pe gold. unde scrie? Nu știu. Ale mele-s negre. <coughs> <coughs> am zis așa, dacă tot uh, am actualizat și am mai introdus un produs nou, am zis să mai aducem ceva și mai nou. Și aici avem o cutie mai mare. De ce? Pentru că în cutia asta este un produs nou nouț pe care îmi doream să-l avem și ne-am dus din nou la, la, la fabrică și am cerut căști uh, pentru sport. Mhm. Uh -huh căști peste urechi, care să nu scadă din urechi, cele pe care le vindem acum, doape și alte doape, astea să mi se pare celelalte doape. Și astea nu o să scadă din urechi. Noi, nu noi îți garantăm că poți să faci sport cu ele, poți să alergi și va ține bateria mult mai mult. Este o cutie serioasă. E foarte interesant că de bine stau pe urechi. Adică ele spun că sunt comfortable pe ele și chiar sunt. Da. Realist vorbind de acum. Însă mai e o șmecherie. Mm. Nu trebuie să le înfigi în ureche ca să le auzi bine și poți să le folosești ca un fel de open ear. Da, poți să le ții un pic mai departe, dar o să fie un pic incomod. Deci, varianta tot rămâne să le bagi în ureche. Partea bună e că au, mai au încă două seturi de capișoane în cutie, deci poți să-ți alegi dimensiunea corectă. La mine se potrivește medium. Au butoane pe ele, au afișaj pentru baterie pe cutie și sunt la un preț imposibil de bătut, pentru că încă o dată, am încercat să facem cel mai bun preț cu o tehnologie decentă. Nu sunt premium, nu sunt luxury, sunt, să zicem așa, un smart budget, niște căști de calitate la care nu o să doare sufletul când o să le strici sau o să le pierzi, deși au garanție, sunt rezistente, dar folosește-le cu grijă, chiar dacă pe ele scrie sweat proof, să nu intri cu ele în duș, că ele sunt rezistente la transpirație, că de-aia pentru sport. Dacă te prinde un pic ploaia, acum na, le ieși, le scuturi și le baci în, în carcasă și o să fie ok. Dar nu sunt de scufundat. Și o să și vă zicem asta pentru că am văzut că uh, uh, alții mai vând niște chestii similare la care te-au trecut waterproof complet. Deci și nu, nu, nu trebuie nu. să ne lăsăm păcăliți. Da, încercăm să nu vă vindem pielea ursului din pădure. Uh, așadar, cam, cam astea sunt noile căști pe care le-am pus pe site și mai avem o veste pentru voi. O chestie care scade prețul cu... 10-15% la cele mai multe comenzi, avem în sfârșit livrare la Easybox și mă bucur că cei care au început să comandă în ultima săptămână au profitat aproape toți. Avem, mai avem foarte puține comenzi prin curier, majoritatea aleg la Easybox și ne place chestia asta pentru că livrările astea economisesc foarte mult CO2 și timp și resurse pentru toată lumea. Cei care și-au comandat așadar căștile și le așteptau deja de, ultim, de o săptămână pentru că erau la precomandă, le vor primi începând de luni. Am mai fost, spre exemplu, am avut noi o sincopă în inventar, doi oameni și-au luat albe, dar și alea au ieșit din stoc, că le-am lichidat stocul Încă o dată ne-a surprins foarte plăcut și vă mulțumim și au venit între timp celelalte și am reușit să le introducem și le am rezolvat pe toată lumea Deci de luni o să începeți să vă primiți comenzile, dacă comandați de acum, puteți comanda cu încredere că le veți avea foarte rapid Încă o dată cu livrare la Easybox vă recomand ca să obțineți cel mai bun preț posibil tot așa pe gb.ro mai avem încă o încărcătoare și știu că sunt deja foarte mulți oameni care au dat precomandă radul la încărcătorul de 45 de W. Vreau să le mulțumesc pentru răbdare și pentru înțelegere. Noile încărcătoare sunt pe drum, o să mai dureze câteva zile până când ajung, dar mai avem alte încărcătoare care sunt pe stoc. Alea de 20 de 30 de W sunt acolo uh -huh. și sunt foarte bune pentru cei mai mulți. Dar dacă tu vrei neapărat pe 45 și nu numai, vom avea câteva surprize pentru tine săptămâna viitoare. Aducem în sfârșit un big boy. De big boy. Avem un big boy, da, care să rezolve tot. Trei sau patru? O să vezi. Important, important e cât de puternic e, că dacă e puternic le rezolvă pe toate. Că da. avem cabluri cu trei mufe. Da. <laughs> tot așa pentru cabluri știm că ne apreciați și vă mulțumim pentru susținere. Și cam atât uh, cu treaba asta. Um, Vreau să le mulțumesc și celor care au fost la Sens weekend weekendul trecut. Mi-a zis uh, Lorena că cu Ioana au avut treabă mult acolo la stand. Uh -huh. Au dat uh, batoane, proteine la toată lumea. Uh, foarte faină a fost experiența. Și dacă vreți așadar ceva de pe winum.fit, cred că știți uh, ce, ce aveți de făcut, luați-vă proteine și batoane. Trebuie să le mai mulțumim celor de la Coffee House împreună cu care facem site-urile, tot la partea asta de sponsorizare. Ei sunt responsabili pentru felul în care arată magazinul noastră și pentru cum funcționează și pentru cum pot fi dezvoltate, într-o introducem foarte repede produse și servicii partea de Easybox cu ei am implementat-o iarăși și împreună cu furnizorul de logistică. Au pachetele astea Shopify Starter, Essential și Plus, în funcție de cât vrei să cheltuiești uh, și să te -am de vorbă cu cineva săptămâna asta care tot așa mă întreba, nu, nu, că mai bine îmi fac eu magazinul meu și, și, și am întrebat de ce? Ce o să faci când se schimbă tehnologia? Ce faci când trebuie să faci un update, un upgrade, o modificare pe site-ul ăla? Pentru că cu Shopify nu suntem acționari la Shopify, nu ne-a plătit Shopify să facem chestia asta, mi-ar plăcea să am o colaborare cu ei ca MrBeast. Dar suntem noi prea mici aici. Însă Shopify este pur și simplu un sistem de operare pentru magazine și cei de la Coffee House au specializat. Au uh, rezolvat partea asta de onboarding, de partea de research pentru teme, de partea de SEO. Au uh, o grămadă de lucruri bune. Practic, stai de vorbă cu ei și îți dau magazinul la gata. Chestia asta am văzut că este destul de comună în partea de antreprenorat în România. Uh, ne facem softul nostru. Tot știu că, până la urmă, softul e cumva o bază de date și o interfață. Da. Știi că cam asta este softul în general. Da. Dar dacă stai să te uiți un pic la toate poveștile celor din afară, spun, tot spun același lucru. Nu investi să-ți construiești softul tău, pentru că există multe alte softuri care sunt mult mai bune, mult mai testate și extrem de ieftine, mult mai ieftine. Mai bine plătești 1000 de dolari pe lună pentru un soft, și aici vorbesc foarte serios, sunt oameni care plătesc 1000 și ceva de dolari doar pentru unul din softuri, da. pentru că i-ar costa 50.000 să-l facă pe al lui și după aia nu mai există cineva să-l poată modifica, să-l adateze, să-l upgradeze. Exact. Și softul ăla, într-adevăr, ori le aduce vânzări de 100.000, ori le aduce, nu știu, economii de 30, 40, 50.000 pe an. Gândiți-vă că și noi suntem în situația asta în care știm că ne facem magazin, știm că vrem să facem chestia asta pe termen lung și tot ne-am dus pe o soluție de genul ăsta cu abonament, cu un soft care nu ne aparține, dar la care avem acces prin abonament. Este mult mai sănătos. Noi nu o să ne permitem niciodată armata de programatori a unei astfel de companii. Noi avem alte priorități, ne ocupăm cu alte lucruri, ne pricepem la altceva. Da. Dar, adam am preluat legătura aici în camera de audiție de la Vestor, unde suntem împreună cu Andrei Purcarea. Salut, Andrei! Salut, George, îmi pare bine. Mă bucur să inaugurăm astăzi aceste, aceste mini sesiuni în care încercăm să vă băgăm la pagubă, așa cum pățim și noi, că noi nu plecăm de cea niciodată cu mâna goală, data trecută am plecat cu o mufă de 240 de lei, o le știi. Da, le știu. În aceste mici pastiluțe pe care le vom integra de aici înainte, vrem să îți facem poftă de sunete de calitate, râdem glumim, dar suntem băieți și ne plac lucrurile bune, care să țină multă vreme și să ne facă să ne simțim bine. Și atunci ne trebuie boxe, ne trebuie receivere, ne trebuie media player, ne trebuie o grămadă de chestii pe care o să mai învățăm și o să ne mai actualizăm, pentru că de când am mai fost noi pe aici, am mai apărut produse noi. Și asta este unul dintre ele. Argon Audio e un brand destul de recent intrat în portofoliul Avestor și ne oferă niște variante de boxe active de podea și boxe active de raft care permit streaming din surse digitale, cum ar fi Spotify, Tidal, foarte ușor, prin aplicație și avem aici, de exemplu, Argon Forte A55 Wi-Fi, boxa asta neagră. Ea e o boxă care permite și streaming și conectivitate Bluetooth, poți să o legi prin HDMI, de exemplu, la televizor. Iar partea cea mai tare la ea este că stă pe picior, da. Și nu are nevoie de amplificator. Exact. Este o soluție e destul activă. de simplă dacă te-ai mutat undeva într-o chirie sau da. la cămin, dacă da. vezi de aici exact. petreceri. Exact. Îți iei două din astea, le-ai băgat în priză, le mufezi la ce tu și o să asculti muzică direct de pe ele. Acum, da. terios, nu trebuie să te aștepți să fie la cea mai înaltă fidelitate, dar este o soluție, un compromis de calitate, să zicem. Da, dar e o boxă care sună chiar foarte, foarte bine. Adică, cumva, vine și face o punte între zona aia audiofilă e un midrange mid range foarte ok. La capătul celălalt avem chestia asta de raft sau da. de suport, piciorul nu este inclus. Nu este se inclus, cumpără se poate cumpăra separat, da? Dar este oferă ce oferă și cealaltă doar că în varianta mai micuță pentru spații mai mici sau spații cu limitări. De, de, loc. Însă are și, evident, mai puțină putere. Da, da. Fiind din start avem difuzor, un difuzor în minus, dar avem o, putere un pic mai mică, dar ne bucurăm de cam aceeași fidelitate a sunetului. Minus parte de putere. Ok. Și, și aici avem Eneris A55, care este varianta fără streaming. Este doar Bluetooth. E tot așa o boxă all-in-one de podea. Uh, dar uh, suportă doar conectivitate Bluetooth. Partea bună la ea este că, încă o dată, deși nu are WiFi, are doar Bluetooth, are totuși conexiune uh, la televizor cu ARC, da. da. Audio Return, da. deci da. poți să, ia și, să ți amplifice și ceea ce vezi pe televizor, intrări analogice, Da. Uh, USB, pre-out. Da, poate uh, poți conecta și un uh, pickup up la, la boxe, deci ele sunt tot, uh, tot active. Și practic toată partea de amplificare este aici, toată pentru că pui doar un cordon de alimentare exact, și, ai și conectezi, important, boxele se conectează între ele cu un cablu pentru a, a, comunica. Toate sunt disponibile și pe alb și pe negru? da, sunt variantele alb și negru doar. Ok, și pentru asta mare la fel? Asta mică? Și asta mică, da. da. Excelent. Dacă v-am făcut poftă de Argon Audio, eu vă încurajez ca de obicei să mergeți să le ascultați înainte să le alegeți. Da. Puteți să veniți la showroom-ul Avestor sau în oricare din showroom-urile da. unde sunt disponibile. De ce mai bine aici, în Cotroceni? Însă, de fiecare am să te întreb prețurile. Da. Uh, îți spun sincer prețurile acum, în momentul în care discutăm noi pe site-ul Avestor. Uh, Fenris, varianta Bluetooth, este la 3000 de lei, da? Avem varianta de raft la 4000 de lei și varianta A55 cu Wi-Fi la 5400 de lei. O să ne facem un obicei să vă punem în descriere linkurile directe către produse ca să le puteți vedea pe site da. dacă vreți cumva să aflați mai multe despre ele, însă încă o dată vă încurajez să veniți aici în showroom unde să le ascultați, unde te încurajez și pe tine, Radu, să vii din când în când. Dau legătura înapoi acolo la voi băieți. Mergem mai departe pentru că avem și WTF. Săptămâna asta s-au întâmplat chestii și, nu știu, începem cu taifunul sau cu extraterestri? Alege tu. Hai cu taifunul, ca să e reală. <laughs> taifunul Iaghi continuă să facă, să devasteze Vietnamul. Uh, în fiecare zi vin știri cu oameni care se prăpădesc acolo pentru că Taifunul ăsta, din ce am înțeles, nu doar că este vânt puternic, a adus foarte multă apă într-un timp foarte scurt. Și a adus apă nu numai în zonele unde, nu știu, lângă lacuri sau lângă, lângă mare, ci pur și simplu în munți. Și a vine, vine ploaia din munți la vale și au umplut exact. toate lacurile de acumulare. Unul dintre cele mai importante lacuri de acumulare din nordul Vietnamului este deja dincolo de nivelul de pericol și vor trebui să, să înceapă să-i dea drumul la apă, pentru că altfel există riscul să, să se reverse. Și uh, deja apa în foarte multe localități este la un metru. Un metru. Nu apucă apa să se scurgă suficient de repede către mare, către ocean. Și uh, Vietnamul este în momentul acesta într-o situație foarte, foarte dificilă. Dintr-un motiv foarte simplu, lucru pe care îl vedem și la noi și lucru de care ne este cel mai teamă. Ai o vară secetoasă în care nu plouă deloc și îți vine dintr-o dată uh, o ploaie de o zi, două, trei, patru, cinci și îți umple de apă tot și spală tot. Ieri a plouat, da? Da, care a plouat, și a plouat destul de multicel dacă e așa în comparație cu cât a plouat da. până acum. Atenție, vineri, sâmbătă și duminică va ploua și mai mult și va ploua în toată țara și o să fie un pic mai complicat. Nu știu dacă vor fi furtuni, dar va fi cantitate mult mai mare de apă. Așa că să nu ar trebui să rămânem surprinși de faptul că o să se mai înfundă niște canale da. și că o să avem apă pe străzi schimbările astea climatice, indiferent care este sursa lor, ne afectează pe toți și nu avem scăpare. Vin de la Berlin, unde, din experiența noastră, Radu, ți am aminte, de fiecare când plecam la IFA, ne luam o geacă la noi cel puțin? Da, la Berlin o zi este soare, frumosel și o zi plouă, dar plouă în continuu. Poate mai mocănești așa, dar de dimineață până seara plouă, plouă, plouă. Și când ajungi acasă la hotel, să-ți faci așa, treburile să mănânci și să mai, mai lucrezi ceva și te pe geam, nu mai plouă. E bine, anul ăsta, toată IFA... A plouat. Nu, a fost caniculă. A fost caniculă. în fiecare zi a fost soare, temperaturi de 30 plus, 31, 32, 33 chiar pe alocuri, zăpușeală și fix în ziua în care am plecat, în ziua următoare a coborât temperaturile și a început să plouă la 18 grade. De la 32 la 18 grade în 24 de ore. Să te și mă gândeam la oamenii care stau acolo, ca, cum să zic, ei nu sunt obișnuiți. Pentru ei 30 plus este cum e la noi spre 40. În septembrie, când mm -hmm. niciodată nu era așa de obicei, seara acolo erau 12 grade, acum erau 20 și am umblat în pantalon scos și în tricou până aproape de miezul nopții pe străzile din Berlin. Bun, și atunci, ai, dacă tot v-am dat cu tristețe, hai să vă mai dăm un alt care să vă ridice o sprânceană. Uh, am găsit o poveste a unui tip care nu pare nebun. Carol Vance povestește că în 1996, într-o pădure din Statele Unite... Da, până acum, mă frumos, în ultimii 28 de ani ce a, ce a așteptat? Păi el și-a mai spus povestea, nu e prima oară când o spune, doar că acum s-a viralizat. Ah, ok. Da. Așadar, Carol Vance, îl găsiți pe Twitter, a postat niște fotografii în care spune așa că atunci când era la o altitudine destul de mare, 13.000 de picioare, înseamnă vreo 3.000 de metri, prin pădurile naționale din Statele Unite, era făcea hiking singur și spune că ar fi fost rapid de care i-au introdus totuși un implant care arată așa. Te că mai a apărut cineva. Și fata asta are implant. Exact. De-aia am postat chestia asta, pentru că după ce a postat el lucrul ăsta, mai au apărut și alții. După care au venit alții care să spună, nu, că sigur ai uh, un... Uh, un linfom ceva, un nodul. Un... El zice că a fost la doctor. Zice că a fost la doctor, a fost examinat și uh, doctorii ar vrea să îl scoată, doar că durerile sunt foarte mari și are indicii foarte clare, are amintiri în legătură cu chestia aia. Acum, Că este sau nu halucinație sau psihoză, cazul lui nu este unic. Sunt mai mulți oameni care povestesc condiții similare și cam așa arată chestia asta care încă o s-a viralizat săptămâna asta și mi s-a părut interesantă pentru că se mai leagă cu niște înregistrări care încep să apară despre extraterestri și au fost în ultima perioadă interviuri cu reprezentanțe a instituțiilor, să zicem așa, americane, care vorbesc despre obiecte zburătoare neidentificate și cazuri de extraterestri documentate. Deci nu mai vorbim despre da. teoriile conspirației, vorbim despre reprezentanța instituțiilor care spun că ăștia există. Da, corect, pentru că, probabil în 1996, uh, acum, luați și voi cu un strop de sare, cât de mare vreți voi sau cât de mic vreți voi, că suntem pe internet, dar uh, există uh, posibilitatea ca oamenii care, dacă cumva experimentele astea au fost făcute de către oameni și nu de către extraterestri, da. uh, să nu mai fie în viață în momentul de față și iar ăștia poate să-și pună povestea fără, fără teamă, fără frică, știi? Uh -huh. uh, mai sunt și alți oameni care au răspuns la postarea asta. Uh, din nou, nu sunt pasionat de teoriile conspirației, dar din ce văd eu, um, sunt niște lucruri... Dubioase. Dubioase, da. Da, dubioase întotdeauna. Acum, realiști vorbind, suntem pe internet, Da deci putem da. să spunem liniștiți că fiecare poate să aibă opinia și părerea lui despre subiectul respectiv, despre religie despre extraterestri da. și nu trebuie să ne nu știu, luptăm între noi pentru ide ideologia asta Corect, corect dar trebuie să știți că veți auzi din ce în ce mai des discuții despre partea asta despre extraterestri, obiecte, obiecte zburătoare neidentificate și tot felul de ciudățenii care încep să fie recunoscute de autorități la noi încă nimic la documenta noi, noi, noi drone sti... prin okay, delta. Ar, noi suntem prea mici ca să. cum să zic. E... Gândește la una vă extraterestră care vrea să aterizeze undeva și să nu fie observată. Unde merg acolo, nu, că e densitate prea mare de oameni. Hai, du-te în altă parte, știi? Da. Acolo, știi, dacă te duci în munți, te observă ușii. Da. Ok. Bine, hai să mergem mai departe, pentru că una dintre cele mai importante știri locale din România este faptul că avem în sfârșit garnitura aproape completă la candidatura la prezidențiale. După demisia de la NATO, lucru pe care a anunțat-o inclusiv la mine în interviu, Când Mircea prești? Joana și-a anunțat candidatura la președinție. Când se oprește cheltuiala asta? Ce cheltuielă? Deja oamenii ăștia cu alegerile au depășit toate, toate recordurile de, de datorii pentru anul asta. Abarnăm, pentru că Mircea Serios? Joana spune că el nu are acces la banii aia, că el nu are partid în spate. Și atunci trebuie să o okay. facă pe donații. Ok, de acord. Dar restul au cheltuit deja prea mult. Enorme, și nu da. să plătim datoria aia în următorii 10 ani. Eu am fost contactat ieri de uh, stafful unei dintre candidați hmm. ca să mă întrebe cât costă. Am spus, nu costă nimic. Dar nu vă dăm întrebările înainte. Și se gândesc acum. Foarte ok. Unul dar... dintre candidați ne-a transmis că are programul foarte încărcat. Da. De aici înainte. Normal. Da, mi se pare normal. Altul s să dat dispărut după ce a lansat cartea. Chestia e că atunci când se ridică TVA-ul și se ridică taxele, să știți de ce. Da. Oricum, ar fi, ar fi interesant, totuși, să vedem ce au despus toți candidații, să ascultăm pe rând, dar după aceea să vedem și o dezbatere, cum a fost în Statele Unite, ajungem și la dezbatere, dar până la dezbatere în Statele Unite, hai să vorbim așadar despre faptul că am, am văzut, spre exemplu, primele declarații ale lui Mircea în legătură cu candidatura lui. Este o candidatură de independent, nu spune încă foarte mare lucru despre ce vrea să facă. A vorbit câte ceva încă o dată și în interviul pe care le-a dat mai multe lucruri, că n-a fost doar la mine, Uh -huh. Sunt tare curios cum o să meargă o candidatură de independent în România, pentru că multă lume, cel puțin pe intenția de vot, se uită la Mircea Joana, pentru că alternativele sunt Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și uh, George Simion, Cel puțin cele mai importante. Însă, eu vor mai sta de vorbă cu alții -al, doi al, candidați. După ce -al, am vorbit Nu mai candidează? Nu mai are voie. Nu mai are voie. Două mandate sunt. <coughs>, că, <nu? coughs> da. Urmează să mai facă două interviuri cu cel puțin încă doi candidați, vă spuneam, și vreau să îi mulțumesc Elena Lasconic că a acceptat invitația. Suprețane. Elena este următoarea la interviu și am fost contactat și de stafful lui Cristian Diaconescu, care și el candidați independent, ceea ce mi se pare interesant. Ok. Și o să-l avem și pe el aici la interviu. Îi aștept și pe ceilalți. Au invitații trimise, toată lumea, mai puțin George Simion. urmează să-l chem și pe el. Am întrebat comunitatea zis că care vrea să-l vadă, dacă voi, sunt, dacă voi credeți că este o idee bună, să știți că l-aduc și pe George Simion aici, să ne spună uh, cum face să dea câte o casă la toți românii, să ajungă la toată lumea, că știu că știu cauți. S-au schimbat, schimbat perspectivele astea. Adică? Nu mai este anunțul de la început. Acum am început, am văzut că există o campanie cu niște calcule în care a arătat cât a dat pe fiecare materiale uh -huh. Vedem ce iese. Dar și eu pot să-ți că pe toate materialele, poate dar tot, știe da, el dar tot nu mi iese poate știe nici el la 35, 35, nici la 135. Poate știe el ceva. Am făcut și o calculele. Și? Și am făcut calculele repetat. Am făcut calculele de la 48 de metri pătrați pentru anumite idei, până la 150 de metri pătrați. Pentru o casă la suprafață, suprafața asta de, de pe care am discutat-o, la, la 48 de metri pătrați, depășesc suma de 35 de mii. Da. Cu mult. Normal. Cu mult. Și asta cu materiale, nu ame... cele pe care le are românii, adică BCA, cărămidă, chestii de genul ăsta, materiale ușoare, lemn, și atenție cu structură pe șuruburi, mm -hmm. nu pe ciment. Și tot ies mult mai mult. Evident, sunt foarte multe moduri în care poți eficientiza. Eu am testat pe toate. În cel mai recent uh, proiect, în Casa Bucnici 2, pe care ne pregătim să o finalizăm în curând, o să o arătăm la Curiosity Summit, apropo, uh -huh. în premieră, ce, ce, ce am reușit să facem acolo. Am testat trei sisteme constructive. Da. Am testat o zidărie, pe care am reabilitat-o, am făcut pe cele de cel mai avansat sistem pe, pe lemn, dar am făcut și framing, care este o, o soluție teoretică accesibilă. Din astea trei, care crezi că e și cea mai scumpă? <laughs> Uh, framing-ul. Și nu mă așteptam, să zic asta. Pic, framing e, și, e, e, mână de lucru. E foarte multă manoperă. E multă manoperă care se face pe loc acolo, Tu da. vii cu scândura și o construiești pe loc acolo. Da. Bine. Așadar, la partea asta de candidaturi, eu aș vrea ca în perioada următoare să aud de la candidații care vin aici, nu le pot da, și nu le voi da întrebările înainte, dar cu siguranță se așteaptă să-i întreb ce planuri au pentru viitor, pentru că urmează o perioadă foarte complicată mm. și despre viitorul apropiat trebuie să mai stăm de vorbă, pentru că și Statele Unite sunt într-un punct de inflexiune, ca să zic așa. Nu știu că ați văzut dezbaterea din America. După ce i-a dat knockout Donald Trump lui Joe Biden, a venit acum Kamala Harris să-i dea, să dea, ultimata. Dezbaterea din Statele Unite a scos la iveală un, o, o Kamala Harris foarte combativă, aș putea spune agresivă. Da, este agresivă. I-a băgat bățul prin gard toată seara și Donald Trump, oricât de mult s-a abținut, nu s-a putut abține până la capăt și a mușcat. Băi, da, chestiile astea Serios, ar trebui să le cerem noi, adică noi noi ne gândim ce frumos ar fi, nu știu ce, ar trebui noi să le cerem uh, celor care sunt acum candidați la președinție în uh, România să facă o astfel de dezbatere. Pentru că acolo poți să observi exact care este exact. și personalitatea, poți să observi și exact. gândirea lui în, în două ore de discuții, mai ales dacă noi avem 4 cinci, o să se alungească la trei ore probabil de discuții, o să-ți dai seama cu cine poți vota. Da. Asta e un motiv pentru care, și din nou, nu mi-am propus chestia asta, nu sunt în stafful de campanie și n-am la niciun band la niciun candidat, dar după un interviu destul de bun la mine, omircia Joana, a început să devină interesant pentru mulți români. Acum, din nou, nu, nu, nu e de ajuns să dea un singur interviu la un podcast, a, el a început să facă un turneu al interviurilor, însă s și mult la ceilalți candidați. Elena Lasconi, în ultima perioadă, a început să vorbească. Dar cum ar fi să o vezi pe Elena Lasconi versus Marcel Ciolacu, sau pe Marcel Ciolacu versus Nicolae Ciucă, sau pe toți versus Mircea Joana? Ar fi o discuție un, foarte valoroasă un, pentru noi. Exact. Ar fi o discuție super-faină cu un moderator la care poți să ai răspunsul la toate întrebările pe care ai vrea să le pui candidaților, pentru că o să-și le pună între ei. Exact. să Se contrazică între ei și asta este bine. Ce am văzut însă la dezbaterea de Statele Unite, varianta scurtă, că n-am comentat-o și uh, nu sunt eu neapărat comentator politic, dar mă uit la politica americană, mai ales făcând și pot ca să țin pasul. Prezent. Dezbaterea este elegantă. Elegantă până la un punct. Amândoi au venit uh, cu uh, training de media. Uh -huh. Lucru care lipsește cu desăvârșire la aproape toți candidații de la noi, cu mici excepții. La Elena Lasconi ai experiența de televiziune, la Mircea Joana ai antrenamentul exact. de, de NATO, de. Diplomația de NATO. Diplomație și lucruri de felul ăsta. La ceilalți se vede clar lipsa de antrenament. La Kamala Harris poți să vezi deja nivelul următor. uite te la ea, la mimică, la gestică, psihologie. la. Psihologie. Psihologie. foarte țintită, de foarte iare pragmatică. Iar, iar, iar ăsta cursul în spate. Iar experiență pe partea de psihologie și de pe psihanaliză umană. Pentru că a luptat împotriva unor infractori destul de periculoși în instanță și procurorii din America sunt antrenați special pentru așa ceva. Uh -huh. Pentru că genul ăsta de debate este exact ce se întâmplă și într-o instanță de judecată. Ea are antrenament pentru așa ceva și a mai văzut uh, prototipul lui Donald Trump. Iarăși. și. Uh, Însă, dincolo de chestia asta, dincolo de faptul că ea a jucat foarte bine, uh -huh. am impresia că ne uităm de la distanță așa ca la un meci din ăsta de Azi din Cine o dă mai bine. Da. Când în realitate ar să fie despre uh, ce competență are, ce capacitate are și ce are de gând să facă. Și nu am aflat mare lucru de la niciunul dintre ei. Nu, și asta este un pic trist, pentru că dacă ți-aduce aminte, la prima, prima dată când a candidat uh, Obama... Și a fost discuția asta, debate-ul ăsta, la mi s-a părut extrem de constructiv. A doua rând n-a mai fost chiar atât. Primul discurs al lui Obama și prima um, discuție din asta cu ceilalți uh, contracandidați a fost superbă. Dacă vreți să o căutați, se că... care a fost aia din 2006, 2008, nu, 2002. Oricum, tipul de discurs din politică evident că s-a schimbat. Însă nu este de ajuns să zici doar că vremurile s-au schimbat. Polarizarea este mult mai puternică și este mult mai mult show decât este 2008. cu adevărat uh, uh, despre misiune și despre așa. Spre exemplu, mă uitam la am, amândoi candidații. să-l auzi pe candidatul republicanilor vorbind despre interesele oamenilor din clasa uh, muncitoare este ciudat, este pe dos față de ce se întâmpla înainte, că înainte democrații se ocupau de chestia asta. Da. Dar cu John McCain a fost superb. Da, asta a fost, a fost genial. Adică, da. nivelul de discuție a fost mult mai elevat. Da, da, la, la John McCain oricum este un monument pentru Statele Unite, este un, un, a fost un erou. Uh -huh. A fost un veritabil erou și faptul că Obama a reușit să-l bată și au rămas și bun prieten după chestia asta. Da, da, da. da. Și nu numai. Adică, trăim într-o altă lume în care avem de ales între un om de sistem, un om antrenat să câștige și să lupte ca, ca procuror, dar care nu a candidat niciodată, nu a fost ales, nu are o, nu are o platformă, nu are un program, nu are un plan foarte clar. Te-ai văzut la Camala Heris versus văzut. un om de afaceri de o anumită vârstă, foarte narcisist. Și ea a făcut niște greșeli în campanie, și l-a făcut, dar n-am am, -am urmărit toată chestia asta, n-am urmărit tot exemplu, pe ea dar m-am uitat la, la câteva momente din live-ul lui cu Aiden, uh, Aiden Ross, uh -huh. tipul ăla de pe uh, unul din streamării ai mari, care are un public extrem de mic, asta uh -huh. e clar, și a fost penibil. Live-ul a fost penibil, efectiv. Au fost 500 da. de mii de oameni, dar n-au spus nimic, n-au arătat nimic, n-au chiar dat cadou la un ceas. Aiurel testea. Da, Do Donald Trump totuși are niște lucruri valoroase despre care poate să vorbească. Este un personaj uh, care înțelege bine business, politică, însă, într-adevăr, este imprevizibil. Și acum, întrebarea este, te la Kamala Harris, uh, ea nu este un om de business, dar uh -huh. pentru prima oară în dezbaterea asta a vorbit despre ce ar face pentru antreprenori. America este construită pe antreprenoriat da. și pe inovație și pe curaj și pe chestii de genul ăsta. Ea este un om de sistem. Este un om care a lucrat la stat, care uh, se bazează foarte mult pe partid, pe echipă. Întrebarea este ce va face într-un moment dificil. Probabil o să strângă echipa, să ia o decizie împreună cu echipa și va dura un pic de fiecare dată. La Donald Trump, da, poate să ia niște decizii rapide, dar poți să fii sigur că vor fi alea bune? Nu poți să bași mâna în foc și atunci sunt personaje foarte diferite. Și anyway. niciunul dintre, nici dintre ele nu e perfect, dar anyway, să depășim puțin momentul. Mai avem un problem mai văzut. Cam asta e diferența de, de, de opțiuni, că la noi e o bătălie între diplomele de la BAC și la ei este o bătălie pe, pe debate-uri. Mai avem o, o problemă, nu știu dacă ai văzut. Mm. Da, am intrat o țară în BRICS. Uh, nu, pe lângă țara care a intrat în BRICS, care este Turcia, și, vrea care, să e, și intre. care vrea să intre în BRICS și vrea să iasă din NATO. Uh, au căzut de acord să intre, să, să intre pe, pe moneda proprie. Rămâne de văzut. Din, to din toată economia globală... Nu o să fie moneda, o să fie bazată pe blockchain ca să-și poată controla bine. Da, dar chiar și așa, indiferent că pui pe blockchain sau că este settlement prin bancă, da. contează mai puțin, important de câte valoare se mișcă acolo. Ideea e că vor să concureze cu sistemul SWIFT pe care îl avem noi în corect. restul lumii. Corect, corect. Corect. E, e normal să încerce și eu nu cred că, cum să zic, va mai echilibra puțin, să zicem așa, poli de putere, dar nu poate transforma cu adevărat lucrurile, pentru că exact știrea asta pe care o răstu aici, prețul petrolului, la cel mai mic preț din ultimii trei ani, arată forța economică a acestor țări. <laughs> pentru că țările din BRICS, într-adevăr, se bazează foarte mult pe resurse naturale uh -huh. sau pe, cumva, pe înțelegeri între autocrați și chestii de felul ăsta. Da. Ai și niște democrație acolo, dar este o combinație destul de ciudată. Și, apropo, așa că știi, Știți de ce, este, de ce a coborât prețul la petrol? Hmm. Nu știi? Nu. Știu doar că a fost mai simplu, nu? Pentru prima dată în trei ani, petrolul a coborât sub 70 de dolari pentru că a scăzut cererea din China. Oh, ca să vezi. Din două motive. Producția industrială este în ușoară scădere, da. dar jumătate din mașinile noi vândute sunt electrice. Și se simte deja la, la pompa. A scăzut cererea de benzină. La ce incentivuri sunt acolo? Da, cred și eu. Jumătate din mașină este uh, gratis de la guvern. Pentru mulți, da. mai ales cei care uh, sunt uh, antreprenori și folosesc mașina aia pentru transport de persoane sau de marfă. Exact. Și acum gândește-te, dacă tu ai fi China, nu ai face lucrul ăsta ca să te decuplezi de la petrol, pentru că ei nu au petrol. Da, da. Iată. Dar ce facem noi cu petrolul ăsta? Noi? Da. A, mai avem noi timp. Aici în România, știi cum, ne suntem fierți pe autonomie. Când vorbești despre mașini electrice, te înjură pe autonomie, după aceea se duc și, și și au dependență de petrol. Uh, Eu o discuție lungă, din nou, nu e treaba de mea să convinc nimic, pe nimeni. de nu mai zic nimic, ca să nu mai dau apă la moară. Din categoria țepe, ce țepe se mai dă în România, Radu, avem no, la categoria no, local, no. local news uh, țeapa cu iubitul. Citez. Salut! Scuze că te deranjez caut un iubit sincer și de încredere pentru sora mea. Este foarte amabilă și frumoasă. Dacă sunteți singur, vă puteți cunoaște și vă puteți face prieteni. Acesta este WhatsApp-ul lui. Vă puteți face prieteni. Acesta este WhatsApp-ul lui. Diacritice în jumate din text. Lipsă în... Da, ok. Uh... Și asta este un mesaj pe iMessage, apropo. Sunt o grămadă de mesaje. Dacă primești... Regula de bază este simplă. Dacă ai primit mesaj de la cineva pe care nu-l cunoști, nu suna înapoi. Dacă e cu adevărat interesat, te va suna el, te va întreba el. Dacă primești mesaj cu link, îl ștergi imediat, nu stai să-l deschizi sau să întrebi ce-o fi asta. Nu există, nu-ți trimite nimeni linkuri, nici băncile nu mai trimit linkuri de genul ăsta, folosește aplicația ca să te autentifici pentru bancă. Nu mai băgat de seamă chestiile astea, pentru că odată ce răspunzi, la capătul celălalt se ridică un red flag. Opa, stai că avem un client. Și atunci te va pistona, te va bate la cap cu o grămadă de mesaje, te va convinge să faci o greșeală și să dai niște bani cuiva. Deci ignorele. Asta e cea mai bună recomandare pe care putem să o dăm. În cazul meu, eu sunt social engineer de vreo două, săptămâni deja, pe un grup de Piscine de lichiditate, liquidity pool. Piscine de lichiditate. <laughs> Ți l-a tradus în română? E, da, da, nu, că totul e tradus în română. A, și ta, okay. și sunt, au discuții boți între ei acolo și din când în când mă mai treabă și pe mine și au discuții în alea. Și uh, uh, mulțumesc uh, uh, administratorei pentru că și astăzi mi-am primit profitul din mineritul DeFi. Mineritul DeFi. Mineritul DeFi, da. Deci, da, aveți grijă la mineritul DeFi că se fac profituri și își pun screenshot-uri acolo că a băgat 130 de mii și a făcut 11.000 în ultimele 24 de ore. Și eu și mă uit și zic ce prost sunt că mă uit duc la muncă. mă uit la oamenii aia bogați de la mine de pe WhatsApp. Vai de capul meu. Da, trist. Da. Trist, dar adevărat, așa că foarte mare grijă. Serios acum, Chiar dacă ai anxietatea asta și curiozitatea să vezi, să intri în legătură cu cineva, scoate capul pe geam și strigă la vecinul tău. Pe bune, intră în vorbă cu el. Lasă-l pe ăla pe care nu-l cunoști, în plata lui, pentru că sigur nu-ți vrea binele. Mai degrabă, mai degrabă, nu știu, faci o relație cu un vecin de sex opus. Serios, du-te și stai la, la, la ușă, la scara blocului, 5 minute și vorbește cu doi vecini și ai rezolvat da. problema cu curiozitatea. Afli măcar ce se întâmplă în curtea lui de lângă tine, știi? Bine, cea mai inteligentă metodă ca să-ți rezolvi curiozitatea este să urmărești Curiosity în fiecare sâmbătă sau de preferat vinerea dacă ești membru pe acest canal. Ce plasare bună. Mamă, ce-am băgat-o. Fii atent. La mine pe Twitter, dacă te duci, mai am o țeapă foarte tare. Trebuie să o deschidem pe asta, pentru că mai am, una, mai am una foarte, foarte nasoală. Una dintre cele mai perverse metode de a ți se fura cripto hmm. este mai nou cu uh, niște linkuri de videoconferință pe care le primești de la cineva cunoscut, căruia îi se virusează telefonul, hmm. care îți dă un mesaj și zice: "Auzi hai să intrăm repede pe un video call, că trebuie să vorbim ceva despre proiectul nostru". Și, și cu toți am pățit chestia asta, mai ales cei care lucrează în IT, că ți se trimite de obicei un link prin care trebuie să dai join. La o videoconferință, și linkul acela îți cere să instalezi un plugin de Chrome sau un soft de videoconferință, da? E bine, dacă scurlezi un pic. Mai de un pic. A, unde era? La colegere. Prea -pre multe cifre, George. Uite asta. Asta? Da, 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 da corect. Cred. O știi pe asta? Da, da știu. Îmi vin, apropo de chestia asta, atenție mare, dacă ai cumva leger, o să-ți vină pe toate mailurile posibile, pentru că ăștia au găsit niște baze de date, cred că complexe. Păi s spart de mai multe ori. Și o să zic, dar nu, nu mai de la ledger, au găsit altele. Numerele de telefon și adresele de e-mail a tuturor celor care au un ledger au fost sparte de mai multe ori și vei primi mesaje sau e mail și vor încerca să facă social engineering, să te acceseze de la cineva pe care îl cunoști, să-ți spună să intri pe videoconf, să pic. ca să zic care este speța aici. Și după ce intri pe videoconferință, videoconferința se anulează sau ceva se întâmplă și tu rămâi cu aplicația pe telefon. Da aplicația, ca să funcționeze, îți cere dreptul de acces la fișiere, Așa. cameră Așa. și odată ce are acces la fișiere, exploatează cumva sistemul de operare, pentru că dacă vrei să obași ca aplicație, cere niște drepturi da. de care n-ar avea nevoie și o să se acceseze. Dacă cumva ai vreo poză cu seed phrase-ul, ți-o găsește. Are un mini uh, algoritm ăsta de inteligență artificială care scanează toate chestiile și, și dacă nu este, în te nu este în format digital, dacă este doar o poză cu seed phrase scris de mână, o să-l recunoască și îl trimite unde crezi? În Corea de Nord, boss. Cum, fac, cum, face banii Corea de Nord, nu? Exact. Că acolo nu poți să iei că este cumva un hacker din Corea de Nord, ci pur și simplu Corea de Nord, că acolo tot e controlat de stat. Exact. Hacking-ul este industrie de stat. Practic, eu, cred că e un ministerul hacking-ului. Ministerul schemurilor. <fie> nu, dar acolo și hackerii plătesc taxe la stat. Toată lumea plătește tribut. Ce voiam să, să menționez aici este că parole, ăsta, tele, numere, numele și numărul de telefon și adresa de la Ledger nu sunt cele de la toți care au portofel, ci cei care și-au cumpărat de, la ledger, de pe Ledger.com. Da. Aia e baza de date care a fost spartă. Pe de altă parte mail-ul o să-l primești și pe, ce, pe ceva care nu e asociat cu Ledger da. pentru că ăștia au cumpărat niște baze de date de la alții. Câteva zeci de milioane de mail-uri active. Recomandarea noastră este indiferent unde îți cumperi Ledger uh device-ul va fi safe. Din nou, toată lumea care a cumpărat de la noi și am vândut multe, la noi s-au vândut, cred că, cele mai multe în ultimul an, nu am avut nicio plângere de la cineva care să spună că i-a venit hackerii dintr-un motiv foarte simplu. Indiferent de unde ei, prima dată când îl deschizi, el vine blank. Da. Și chiar dacă nu vine blank, baci de trei ori greșit codul și se resetează. O dată ce ți s-a resetat ledgerul, îți faci tu un nou seed phrase și acel seed phrase îl scrii pe ceva, un suport fizic, pe care nu-l fotografiezi și ți-l pui într-un loc sigur. Tocmai de aceea avem acele pachete cu criptodoți încă mai avem vreo câteva bucăți. De-aia sunt mult mai sigure decât varianta cu poze, cu text. Nu o să vă explicăm foarte bine cum merg CryptoDots, pentru că nu vrem să rămână pe internet pentru hackeri metoda de criptare. Dar o să vedeți că este foarte smart și este, este anti-AI, anti-large language models din astea care pot să scaneze datele. Costă un pic pentru că este o piesă făcută manual pe CNC, este făcută de niște băieți din România. Da, este made in România, este produs local, ca să zic așa, și este făcut e de E manufactură, efectiv. Ok, e folosită și o imprimantă 3D, mi se pare, pentru carcasă. Pentru carcasă poate, dar de piesa e metalică piesa... este făcută pe CNC. Da, a, nu, bă, nu, și asta este tot pe CNC pentru că e foarte grea. Exact. Deci este muncă, muncă, muncă Și este backup pe viață, da? Bun, mergem mai departe Așa, dar cam astea sunt țepele importante Însă era să ne scape o știre importantă, Radu Cred că am tot făcut așa și nu mai știu exact acasă. Taylor Swift Trebuie să dăm știrea așa. cu Taylor Swift De ce? Taylor Swift De ce nu? <laughs> De ce? Toată lumea aștepta să vadă cu cine votează Taylor Swift oh, Și Taylor Swift oh. a venit cu un anunț foarte important Ea împreună cu pisica ei Uh, a anunțat că o susține pe Kamala Harris. <laughs> ok. Am înțeles. Bun. Nu serios acum. Știi contextul? Nu. Să nu spui că este de la de uh, woman empowerment. Nu. E mai complicat de atât. Hai deschide postarea. Deci, deci nu e la nivel de... de. E ceva cu adevărat ok, ca să zic așa. Eu știu că, nu? că sunt peste 80% bărbați aici. Dacă vă interesează subiectul cu Taylor Swift, în următorul minut o să încerc să l explic cât pot de simplu. Dacă Hai. nu, dați skip. Fiți atenți. Deci... Taylor Swift a zis așa, ca mulți dintre voi am urmărit dezbaterea din seara asta, bine, poza era pregătită de mult și mm -hmm. postarea, sunt sigur, dar anyway, dacă nu ați făcut-o deja, acum e un timp, e, e momentul potrivit să vă faceți research, adică cercetarea, uh, în legătură cu uh, pozițiile celor doi candidați pe subiectele pe care contează cel mai mult, ca votant, eu citesc, uite, mă urmăresc și citesc tot ce se poate în legătură cu politicile lor și planurile pentru țară. Din nou, nu știu ce planuri a văzut, dar niște planuri pentru țară a văzut. A, s-a supărat pe fața cu AI-ul. Gata, m-am prins. Așa. am aflat recent că mi s-a folosit identitatea cu un AI pentru a susține candidatura lui Donald Trump și a fost postată pe site-ul lui și mi-a activat, să zicem așa, fricile legătură cu inteligența artificială și pericolul de a împrăștia dezinformare, bla, bla, bla. Ideea este așa, că, zice, varianta scurtă, zice, voi vota ca Mala Harris și Tim Waltz în 2024, votez pentru ea pentru că luptă pentru drepturile și cauzele în care cred și eu, cred că este bla, bla și așa mai departe. Spune toate lucrurile astea așa, mi-am făcut research-ul, mi-am făcut cercetarea, du-i research, Dior, da? Da. Și mi -am, am, am luat o decizie, uh, your research is all yours, adică, știi? E cum uh -huh. zicem noi la cripto. Yeah, da. da, adică nu investi decât bani pe care ești pregătit să-ți pierzi și faci propriul research. Uh, și trebuie să te înregistrezi și așa mai departe. Și acum, semnătura este importantă pentru că de ce a pus ea poza cu pisica? Zice așa, Taylor Swift, childless cat lady. Și acum, această uh, fază cu childless cat lady se leagă de o declarație pe care a făcut-o J.D. Vance, care este uh, candidatul care merge în tandem cu Donald Trump, uh -huh. J.D. Vance, care a spus uh, că uh, a spus despre aceste childless cat ladies, că sunt niște doamne care votează cu democrații, că sunt niște, niște femei singure, femei cu pisici. Mai cu toții știm ce înseamnă femei cu pisică. că am mai cunoscut din ele, unele dintre ele sunt de treabă, altele nu. Și acum să le transform pe chestiile, pe femeile cu pisici într-o țintă, deja, e urât. Deja când generalizezi, e urât. E, orice că generalizare ai... este urâtă, eu o știu foarte bine. Da, nu ai pur și simplu... Am pățit. Uh, nu ai capacitatea, cel puțin la momentul la care spui chestia aia, să să faci diferența între... În fine. Da. <laughs> uh, și acum partea asta cu pisicile este doar, eu cred că este doar o marotă, este o șmecherie pe care vor să o folosească pentru a polariza oricare dintre cele două tabere. Eu cred că decizia lui Taylor Swift de a o susține pe Kamala Harris este de mult și nu este singura care a ieșit. Mi se pare că Beyoncé trebuie să mai iasă, că în rest e cam toată lumea în spate acolo. Kim Kardashian, nu știm cu cine votează, Jay-Z. Ok, dar Pop faptul Edding. că și vedetele ies și în cazul ăsta Taylor Swift, este iar și o chestie care adaugă la acest show ale alegerilor din Statele Unite, dar acum cred că aveți contextul. Așadar, este un fel de răzbunare pe declarațiile lui J.D. Vance și faptul că echipa de campanie lui Donald Trump i-a folosit imaginea pentru un deepfake. Acum, serios, cât de idiot să fii să-i faci un deepfake în condițiile în care asta o să afle, o să se ia de tine și toți cei care te urmăresc uh, o să zică, că o să afle și ei că tu ai folosit un deepfake. Ce o, să, o să se bucure nu, că ai dat în Taylor Swift? Nu mai există limită la nivelul ăsta, dacă ai observat, oamenii uită foarte repede. Hmm. Și uită, nu, nu că uită uh, în 2 ani de zile, cât era cumva media universală, uită mai repede de atât. Reușești să le schimbi perspectiva extrem de repede pentru că atenția lor deja nu mai există. Am observat chestia asta, clipurile mele despre tehnologie de la IFA Berlin s-au viralizat pe TikTok și pe Instagram. Ce am postat pe, pe YouTube unde am pus mai multe informații, imagini mai multe, filmate în 16 pe 9 ca lumea, sunt mult mai puțin vizionate. Da. Am, de, am de 100 de ori mai multe vizualizări pe TikTok și pe Instagram decât pe YouTube. De 100 de ori. Da. Păi de 100 de ori e imposibil. Am un clip la care am 500 de mii, încă unul la 400 de mii, Sute de mii la fiecare clip, de câte un minut, două, vertical, în care nu a pus să zici mare lucru. Dar, uh, într-adevăr, răbdarea oamenilor este limitată. Mai sunt chestii din Asole care se întâmplă și în Corea de Sud. Ne întoarcem înapoi în Asia. Uh, în, în, vine un tsunami? Nu. Este un, e va, deja un, tsunami, un e, nu cu tremur? Nu. Uh, este un uragan? Da, mm, putem să zicem așa. Ce fel de uragan, Radu? Care mătură angajații din companii. Practic, Samsung s-ar putea să scoată din, 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 din circuit aproximativ 30% din angajați. Cât? Dar nu din Corea de Sud, ci din restul lumii. A, pe așa începe. Așa fac toți. Exact. Au un, bineînțeles, departamentele care sunt vizate cel mai mult sunt partea de marketing. 15% și partea de uh, staff de oameni administrativi cam 30%. Practic ei au oamenii din uh, Statele Unite și din Europa și așa, așa, iau echipele de acolo și mai taie vreo o, o treime aproximativ din el. Uh -huh. Deci și-am și mai văzut chestia asta apropo de, de, de treaba asta uh, înainte de pandemie în criza din 2009 2008-2009 în care uh, anumite companii și-au restrâns foarte mult operațiunile globale dar, bineînțeles, s-au concediat și de la lei de acasă după aia. Este inevitabil. Reducerea vizează special echipele de vânzări și marketing așadar, 15%, unul din șapte deja își face socoteli. O să vedem în curând multe anunțuri pe LinkedIn, da. inclusiv din România. Pentru unii de acolo, de la Samsung, nu mi pare rău, pentru că sunt chiar rău intenționați, cel puțin în relație cu noi. Acum este momentul la în care o să fiu eu rău, dar trebuie să spun că întotdeauna în loc de eficiență, inclusiv prin companiile astea, dar uh, o să-mi pare rău de cei din personal administrativ cu până la 30% la nivel global. Și acum, planul ăsta va fi implementat până la sfârșitul anului și va afecta locurile de muncă, așadar, de pe toate continentele unde operează Samsung. Și chestia asta nu este un semn bun, exact cum a zis Radu. Mai Ne-am mai văzut filmul ăsta. În, la, înainte de fiecare recesiune, că ei încearcă să o și prevadă, da. încearcă să fie proactivi. E clar că 2025 va fi complicat pentru ei. De-aia, nici Apple nu a făcut eforturi extraordinare să refacă tot online ul și sunt sigur că și-au făcut niște prognoze destul de limitate la rata de creștere, adică dacă vor stagna tot va fi bine. Și, într-un într astfel de scenariu, încearcă să-și ia măsuri punând echipele, să zicem, dintr-o regiune să funcționeze din altă parte. Uh -huh. În trecut, nu știu dacă știți, România ajungea să fie gestionată de la Budapesta sau de la Praga. Pentru anumite companii, da. Și. Da când ajungeau uh, unul din echipa de la, din România, mai rămânea unul cel mult, dacă, dacă se mai era păstrat și ăla, și în momentul în care operațiunea era preluată de la Budapesta, noi nu mai vedeam uh, nici lansări, nici produse, nici informații, nici știri, trebuia să ne uităm către exterior. Se va întâmpla încă o dată. Așadar, dacă vi se pare că România este o țară de la periferie, rămâne la periferie, deși, a crescut din punct de vedere economic. Noi suntem în momentul ăsta peste Ungaria, Cehia, Grecia, Portugalia și alte țări și m-aș bucura ca această restructurare să nu afecteze atât de mult echipele de management din România, din toate companiile, inclusiv Samsung, că poate atragem noi din celelalte țări aici centre de administrare. Problema este că atunci când se fac mișcări de genul ăsta și se concedeze oamenii, de exemplu, de partea de marketing și de administrare dintr-o țară, și se mută operațiunile pe capul altei țări care trebuie să le administreze după aia pe România, revenirea este puțin probabilă, pentru că ei la un moment dat optimizează procesul în așa fel încât să nu mai aibă nevoie de oameni și să nu mai trească să reangajeze oameni peste câțiva ani după ce se termină recesiunea. Scenariul ideal de concediere este ala da. Elon Musk. Te să dai afară suficient de mulți ca să fie nevoie să reangajezi 20%. Da. Abia atunci știi că ai tăiat destul. Oricât de ciudat sună, este real. Da. Oricât de ciudat sună, faptul că scrie nedeterminat pe cartea ta de muncă nu înseamnă că vei sta acolo forever. Care, care carte de muncă? Contract? Contract. Și mai nu să pun și contracte pe durată determinată. Și la capitolul uh, contracte pe durată determinată, l-ați auzit pe Radu spunând că așa începe, uh, că încep să taie din exterior și apoi uh, vor ajunge probabil și în Corea de Sud. Toate companiile mari evită să concedieze din uh, țara lor da, pentru a nu schimba perspectiva economică și cumva de imagine pe care un, are compania respectivă. Un pic de naționalism contează pentru că da. acolo îți repatrezi profiturile și acolo acolo este și orgoliul tău. Mai ales, și, mai ales pentru Corea și pentru China. Acolo naționalismul contează mai mult. Însă mai există o țară pentru care naționalismul ăsta contează foarte mult și aceasta este Germania, unde da. avem o știre aproape identică, Radu. Este circ la Volkswagen de două săptămâni, nu știu dacă știi am văzut pe televiziunile germane întâlniri între sindicaliști și reprezentanții companiei în care pe de o parte cei care conduc Volkswagen spun că vor fi nevoiți să înceapă să închidă fabrici din Germania, se vorbește despre trei fabrici. Și concedieri importante. Și pe de altă parte, știi ce spun angajații? Zic: Dar de ce nu ați luat măsuri ca să facem tranziția mai repede la mașini electrice, astfel încât să nu trebuiască să închideți fabricile. Angajații sunt conștienți de ce se întâmplă, da. dar managementul a amânat atât de mult momentul acesta al deciziei încât sunt în fața unor uh, concedieri uh, masive. Problema care este că acolo nu poți să le faci oricum când ai sindicate atât de puternice. Uite cum arată o întâlnire la Wolfsburg. Eu am trecut pe la fabrica asta pe la Wolfsburg, este uriașă. Practic da, Wolfsburg există zi. pentru că există Volkswagen acolo. Ai, ai mii, zeci de mii de oameni care lucrează în fabricile respective și ei au păstrat procesul ăsta pentru că sunt naționaliști, au upgrade pe care le-au făcut la nivel de fabrică și la automatizare au fost destul de reduse în comparație cu Corret. alții și au ținut într-adevăr de lor, pentru că și ei s-au aliat într-un sindicat. Și sindicatul are putere foarte mare în Franța, în uh, Germania mai ales, la, la, la fel și în Franța. Evident, în e histric. valabil în mai multe țări. Avem o situație similară cu sindicatul uh, auto din Statele Unite. General Motors uh, săptămâna aceasta se lupta să închide un nou contract, pentru că expiră contractele de muncă, acolo nu e ca la noi pe durată nedeterminată, sunt pe durată determinată. Și s-au făcut niște, concedi niște uh, concedieri deja, și erau în uh, tratative cu reprezentanții angajaților, cu sindicatele, pentru noi restructurări. Uh -huh. Sunt mai multe companii care își amână investițiile sau vor să-și mute fabrici în Mexic sau în alte zone. Este clar că avansul uh, Chinei pe industria asta auto începe să-și arate colții și acum nu ucideți mesagerul. Eu, eu vorbesc despre chestia asta aici de peste 2 ani. avem Am două interviuri uh, cu Sandy Munro încă de acum aproape 2 ani, Sandy Maro spunea că Volkswagen va avea mari probleme în 2024. Spunea că vor avea mari probleme cu sindicatele și că vor fi nevoi să vândă din mărci, din uh -huh. mărcile grupului, vor închide fabricile din China, uh -huh. vor vinde operațiuni din China. S-a întâmplat, aflăm destul de puține lucruri, dar faptul că ei ajuns să concedieze în Germania arată că au mari probleme în China uh -huh. și în alte piețe. Este exact ca la Samsung. Prima da. oară dai afară din străinătate și apoi ajungi acasă și, serios, să încep să concediezi la Wolfsburg e ceva rău. Și acum, eu, spre exemplu, am făcut o postare despre chestia asta pe Twitter în care vorbeam despre uh, faptul că uh, eu văd că Volkswagen ar putea să vândă un brand chiar în următoarele 6, 9, 12 luni maxim și aș vrea să vă întreb pe voi ce brand credeți voi că va fi primul pe care o să-l vândă Volkswagen? Dezinciare. Ok. Da? Avem așa, Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Ducati, Scania, Skoda, Uf, Cupra. O să dispară probabil. Și un supercar. Mm, e prea puțin. Da, Cupra o să dispară. Mm, nu, că tocmai ce au lansat modele acum, are să... un segment destul de bun. Da, dar are niște limitări din punct de vedere tehnic și nu trece niște norme. Nu, nu, pe electrice Cupra are niște modele bune. Electrice. Păi pe electrice. Pe, La care crezi că renunță? Mă, eu sunt pregătit să pariez uh, pe primele două, dacă îți vine să crezi. Pe Porsche și pe Audi? Pe Porsche și pe Audi. Nu o să vine să credeți. Eu îmi pun, dacă, s-ar dacă dacă face un pariu pe Polymarket... Eu cred că ține foarte mult la ele. Mai degrabă aș vedea Lamborghini sau Bugatti să scape de Niciodată. Ai e marja foarte bună acolo. Crezi? Da. Păi tocmai e problema că Audi nu-l văd fără Lamborghini și invers, pentru că acestea sunt identice. Nu contează. Lamborghini e aproape manufactură. E foarte puțină automatizare. Pe partea de SUV, astea sunt la fel. Și alea sunt alea care se vând, urusurile și SQ. Nu va uh, acoperi, uh, Lamborghini nu acoperă nici măcar cheltuielile pe câteva luni. Ok. Lamborghini e o chestie mică. Păi Porsche a crescut. A crescut sensibil în ultimii ani de zile. A. Și în awareness, și în imagine, și în... Și tocmai de aceea, banii ai mulți vor mai, vor mai da un colac de salvare pentru Volkswagen niște, niște, ani. Dar au mai făcut greșelile astea cu vreo 60-70 de ani. Eu mai făcut și acum 10-15. Nu e prima oară. Mai era un pic și se vindeau între ei, știi? Adică da. se, și nu că se ajutau, se, se, rugau unii de alții, preia tu mașina asta ca să poți să o iau la liman, că eu nu mai pot să o produc acum. Apropo, mai văzut cineva seat pe stradă? Păi nu, că e cupra. Pe E cupra. Păi este sau nu este? Unde e seat? Bine, păi seatul se mai face pentru astea, mi se pare că dubițele m-au mai rămas în producție. Care dubițe? Eu n-am văzut niciun leon. Deci am văzut doar Cupra Formentor. Ok. Dar parcă au separat brandurile. Da. Asta unul la mână, că sunt separate aici. Exact. Deci vin la, perioade la foarte la Scania complicate. nu astea două nu renunță. Ren ren asta să zic sigur. Bine. Fem și acum dacă tot sunt... cântăm prohodul industriei auto hai să mergem mai departe. Ia, zi. Ia scrie acolo pe Google unde erai tu. Hmm. BMW stock. A, stai că a, de pe 5 zile. a picat acum recent din cauza scandalului lui. Bine, scandalului, din cauza problemelor pe care le aveau și 9,7% în 5 zile, dar nu mai stocul lui BMW a scăzut. și al Continental? Exact. Continental și BMW au pierdut împreună miliarde de pe bursă. BMW a pierdut în prima zi, au oh, la Continental continuă sângerarea. Yes. Cele două companii au pierdut împreună foarte multe miliarde din cauza unui eror de la sistemul de frânare, care este break by wire, este pe, pe cablu. Problema care este că are în spate un fel safe. Dacă cumva se strică da. la by wire, da, trece da. pe pe Nu fizic. e o problemă masivă, știi? Nu e o problemă care să afecteze efectiv frânarea mașinii. Dar eroarea asta s-a viralizat atât de tare ca un recall de un milion jumate de mașini care trebuie chemate fizic pentru diagnoză, pentru că. Fiind piesă continental pe mașina BMW, nu se poate rezolva pentru un update de firmware ca la Tesla? Pentru că asta înseamnă să folosești foarte mulți furnizori diferiți. furnizori diferiți. Sute de furnizori diferiți, apropo. Da. Cu sute de componente digitale. Pe și mufele sunt de la două firme diferite. Bineînțeles. Și softul este scris probabil la Continental. Da. Sunt șanse -a, 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 mari să fie scris de un român. Partea electrică, da? Deci, partea electrică. Avem iarăși probleme cu partea electrică. La BMW. Da, la BMW. Sunt cunoscut? Cum am avut și o problemă cu partea electrică, care propus să spun de ce nu se răcea motorul? Așa. Nu știu dacă, dacă știi. Mașina mea a mers pe, cum să zic, pe, pe temperatură maximă posibilă. Și la un moment dat intra în limb mode. Îți stai accelerația. Și mi-am dat, dat seama foarte greu împreună cu băiatul de la service care m-a ajutat foarte mult, citind un post pe un forum undeva la cineva care a modificat mașina aia extrem de mult și a avut problema respectivă. Care era problema? Abarna. Un contact electric care nu îi dădea comandă calculatorului să pornească pompa de apă. Sună cunoscut. Și electrica de pe pompa de apă. Doar electrică, atenție, că pompa era foarte bună. Se întâmplă de zeci de ani la BMW, Radu. Da. Știi care era... Da, e nasol să la frână. Știi care era mitul mm. la BMW, meu M5? Așa. Că-l pornești și se sting toate becurile. <laughs> era un mit. se <laughs> Apropo de asta, am văzut o memă foarte bună pe internet săptămâna asta. Nu doar în România avem problema asta. Cineva s-a trezit într-o dimineață, mm. a dat cheie la BMW-ul lui și când se plece de pe loc a văzut un, un bec care îi clipea în bord. Și ce Na, ai zis? ce se întâmplă, a scos telefonul și a sunat un prieten, s-a afară, s-a văzut în jurul mașinii și a descoperit că becul la care clipea în bord era semnalizare. Mai clipea și pe mașină, era pe colț. Ah, era semnalizare. Și zice, alo, am, am, BMW-ul ăsta și mi s-au prins, prins, niște becuri, unul în bord și unele pe afară, pe aici. Știi la ce folosesc? Faci mișto, faci mișto. Faci mișto, faci mișto. Proprietar de BMW aici lângă mine, îl invidiez. Semnalizez. Mie mi de vremurile când am, am, am avut multe BMW-uri. Eu semnalizez și când nu nimeni pe stradă. Tocmai ca să-mi creez obișnuința aia și mi-am creat. -o. Eu semnalizez din reflex. Da. N-am nicio problemă cu treaba asta. Da. Mă să mă simt mândru. Radu nu mai semnaliza că ne sperii. Mă simt tu știi, mândru, tu știi că atunci când un șofer de BMW semnalizează, semnalizează stânga știi ce urmează, nu? Semnalizările mele se văd foarte bine. Știi ce, știi ce se întâmplă când semnalizează nu, nu face un proprietar dreapta. de BMW? Nu face dreapta, nu. Dacă semnalizează stânga... Nu, nu face dreapta. A apăsat din greșeală. Nu face dreapta. Generalizezi. Nu e frumos bine. să generalizezi, George. Bine. Bine. Așadar, mari probleme și la BMW și la Continental din cauza asta. Însă, eu m-am dus un pic mai adânc mm. și, -am, și am zis încă o dată, de aia vă tot încurajez, mai urmăriți-mă pe Twitter că acolo mai perorez, mai, mai vărs chestii din mine. Eu cred că o simplă eroare de soft care poate fi rezolvată printr-o diagnoză. mașină vin la diagnoză și se reface printr-o modificare simplă. Eu nu cred că ar fi penalizat compania cu 10%, adică miliarde, da? Valoarea capitalizarea de bursă este la. Uh, uite, cât e market ca 44,44. 44. Deci, practic, a coborât sub 50 din cauza da. asta, da? S-au pierdut miliarde din cauza asta. Eu nu cred că oamenii s-au speriat doar de un ricol. Eu cred că este un semn. A fost ca scânteia care uh, s-a aprins în mine acolo, unde era deja metanul, numai că nu-i simțeai mirosul. Păi, am mai fost niște scântei, faza aia cu abonamentul pentru încălzirea în volan și pentru farurile adaptive cu LED, nu știi? tot no. la BV au fost în încălzirea în scaune și în volan pe timp de iarnă, pentru că trebuie să plătești abonament și după aia au renunțat la idee. După aia a venit în, ăsta, faptul, faza lungă adaptivă, care se activează automat și aia era pe abonament. Uh -huh. Nu știu dacă au scos-o sau a rămas. Deci la BMW, BMW, tot încearcă să își facă cumva sistemul ăsta de uh, abonamente pentru niște produse pe care ți le-ai cumpărat deja. Eu cred că ar trebui să-și rezolve în primul rând partea de update-uri de firmware pe mașinile lor, pentru că mai mult de jumătate din mașinile alea vin de la furnizori, nu sunt făcute în casă. Plus, cum arată noile mașini? De o partea de design nu mă bag. Păi nu te bagi, dar oamenii au comentat despre chestia asta și, realist vorbind, sunt urmă o mașină și după cum arată, nu? Da. Adevărul adevăr e că e prima dată după ce s-a lansat un Serie uh, seria 7, când văd atât de puține pe stradă. Unul nu. singur am văzut. Nu, am văzut mai multe. Dar nu știu dacă era de la, de la reprezentanță sau nu. Deci, din nou, nu trolez. Eu sunt în continuare fan al mărcii, îmi place BMW. Mi-aș mi dori un BMW. Am condus recent acel 5 care mi-a plăcut. Da. L-am și lovit și l-am reparat. Da, e frumos. Am aflat ceva când l-am reparat, Radu. Ia zi. am aia cu tabla? Da, mi-ai zis, cu aluminiu și cu... Am fost la PDR, la Paintless Dent Repair uh -huh. și, surprinzător, am reușit să repar exagerat de ușor față de ușă, pentru că mi-au spus oamenii care fac reparații de pe PDR, adică îndreaptă tabla fără, au, au scos-o in, incredibil de bine, că n-am dus -o acolo zi, nu știu dacă putem să o rezolvăm, că asta e aluminiu. Da. Și m-am dus a doua zi și mi-a zis că am rezolvat-o. Și am rezolvat-o rezolvat surprinzător de ușor, nu ne așteptam nici noi. De ce? E aluminiu mai moale ca înainte. Mă nu știu că e o chestie intenționată ca mașina să se repare mai ușor sau, sau să, să reziste mai bine mai la șocuri. Da, sau să absorbe mai bine șocul. Dar s-a schimbat calitatea aluminiului la BMW de la păi e o grea. generație la alta. E grea și dacă e grea trebuie să absorbe mai bine, de aia nu mai folosesc probabil. Adică noi ne-am mândrit, adică lăudam foarte mult dispozitivele care folosesc aluminiu aerospațial. Nu mm -hmm. e duritate ridicată pentru că trebuie să aibă frecare foarte bună cu aerul și să nu se încăzească foarte tare. Ăsta moale e mai util pentru mașini. Adică eu așa sper să fie. Deci, poate că încă este inovația acolo și calitate. I5 și Seria 5 mi se par că arată ceva mai acceptabil. Uh -huh. Mi-e teamă, mi teamă însă că până la noi clase, care arată foarte fine, uh, modelele noi apărute XM-ul, IX-ul, Seria 7. Da, ale nu s-au vândut XM-ul, nu s-au vândut, Uf. din păcate. Da. Bine, hai să mergem mai departe, că ne-am ne dus prea mult în mașini. Hai. Uh. Mergem înapoi la, la, la Samsung, la tablete. Avem, avem tablete. Avem tablete? Da. Mi-a mie tabă 10? Tabă 10. Ok. Tabă 10 și 10. Ai e un leak, mă, nu le-au arătat. Un leak, e un leak, nu le-a arătat, da. Ok. O să avem teoretic o tabletă de 1200 de dolari. Euro. Da? Da. 1000 pentru... 120 de euro. Pentru varianta Wi-Fi doar. Ei, hey, 1200 pune acolo. Așa. Uh, 12 giga de RAM, 256 de stocare. Pentru o tabletă care face ce, Radu? Nu e cam scumpă. Du-te pe Amazon de Așa. Și scrie Tab s Plus. Da, 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 știu. Stai un pic. Încă rămâne. Pentru Tab S8 Plus are, high are un preț incredibil de bun. Are high refresh rate. Are da? high refresh rate, un ecran de 12 inch. Deci dacă vrei o tabletă de la Samsung și eu am găsit Bă, și tot mai... scumpă. Cum? Tot e scumpă. Uh, S-a mai scumpit un pic în ultima săptămână, că am mai rămas puțin pe stoc, dar Eu am găsit câteva bucăți la vreo 500. A, aia da. S8 și S9 Plus... S8 Plus și S9 Plus sunt aproape identice. Nu mai ieftină ca aia, ai de 256, ca aia de 7. Da, pentru că e, sunt 256. niște stocuri rămase. Ia deci cu 5G, s-ar putea să fie și mai ieftină. <laughs> nu, uite, e acolo. Nu pot să... Se... Ba, da, pot să selectez. A, nu, asta e 1300. Oh, leu. Nu, nu. Dacă ai răbdare și cauți, vei mai găsi. Acum, serios, mai folosește cineva internet direct în dispozitivul respectiv când există hotspot? Dumnezeu. Mă sunt oameni care au nevoie, mai ales că lucrează exact. pe ele. Asta are și pen și am văzut oameni care lucrează cu device-uri de genul ăsta, inclusiv Galaxy, pentru partea de arhitectură, care vor să deseneze schițe. Deci, din nou, mai am eu răcile mele cu unii oameni de prin Samsung, dar asta nu înseamnă că nu respect calitatea produselor de acolo. Ai tablete de 11, de 12 și de 14,6 inci, adică tabletele astea ale lor sunt foarte faine 18. și dacă le vânezi, le poți gând, găsi la prețuri foarte mici, prin comparație. Ia uite, ce ziceam, mai ales pe Ultra, sunt niște deal extraordinare. Ăstea nu microSD? Uh, au și SIM, au și 5G, high refresh rate, stocări mari. Au microSD, mă. Da. Și acum dă Tab S9+, sau Ultra. Ia sau du-te pe GSM Arena și fă comparație. o să că sunt aproape identice. Deci din nou, uh, sunt tare curios cu ce o să vină pe noile S10 Ultra, Uf. pentru că S8 Ultra a fost atât de bun, încât no. nu știu ce ar putea să-i facă diferit. Acum nu știu câte lume mai vrea neapărat o tabletă încă o dată perioada asta. Am văzut tabletă nouă inclusiv de la cei de la Honor, acel Magic Aia Pad. E accesibil, am văzut. Și e foarte accesibilă și vine și cu pen. E foarte faină experiența de scris pe ea, mai multe niveluri de presiune. Nu știu, mai e cineva care folosește tabletă, noi vă mai spune dacă mai vreți, pentru că le mai urmărim. Acest Magic Pad 2, pe care încă o dată l-am văzut la Berlin, vine inclusiv într-un bundle, spre exemplu, cu tasatură. Uite, pleacă de la 500 de euro, adică Man. ai opțiuni foarte bune deja în piață și asta mi se pare, dacă nu găsiți care... Este în 8 Gen 3, varianta asta, 8 are test Gen 3, are, 3 de da. 4, 144 Hz, 3K, AMOLED. Exact. Asta este super tabletă la banii ăștia. Și vine cu un folio și cu pen. Da, corect. Ceea ce mi se o, pare și cu încărcător. Și batere. cu încărcător. Și cu încărcare rapidă și așa mai departe. Mamă. Un device foarte bun. Uh, tot la Samsung, nu știu de ce, s-au lipit astea două știri una de cealaltă. Ar trebui să-ți faci cont în viitorul apropiat dacă vrei să-ți primești update-urile pentru aplicații. Pe mai e cineva care nu are cont pe un Samsung? Mm, da, mai sunt. Adică cont Google? Nu, cont de Samsung. Uuuh. Nu cont de Google. Asta de Google e necesar. Se strică prietenia? Nu se strică prietenia și se închide cumva mai mult ușa la ecosistem. Pentru, Pentru că ce... am văzut că Google pedalează foarte mult pe noul Pixel, îl promovează foarte puternic și înțelegerea cu Samsung era că fac împreună ceasul. Ol fac și ok, sunt colaboratori. Problema este că o mare parte din aplicațiile alea de inteligență artificială pe care să o le iei, nu o să le iei din Google Play, o să le iei din Galaxy Store. Mm. Pentru care va trebui să te loghezi și să-ți facă tracking în spate. Pentru și că mai au nevoie cred de. multe... Că va fi și partea de taxare. Taxare și mai au nevoie de foarte multe informații ca să facă ei să funcționeze cum trebuie și o să-l trească să-l ia de pe dispozitivele utilizatorilor care îl folosești deja în varianta gratuită pentru că l-au primit cu telefonul. Că după aia, când devine cu plată, este momentul după ce au învățat ei tot ce trebuie, tot ce mișcă în telefonul tău și al altor câteva milioane de utilizatori și l-au îmbunătățit. Și A am hai să, să actualizăm informația pentru cei care nu știu. Hai dacă exact. ți-ai luat un Samsung Galaxy S24 Ultra și ai pe el Galaxy AI, cât timp îl ai gratuit? Se pare că până în 2025. Când în 2025? Car ar fi cam scurt, doar un an? Until the end, până la finalul lui 2025. Uh -huh. Ok, deci îți iei un S24 <coughs> sau poate un S25 și până la finalul 2025 folosești aplicațiile de inteligență artificială gratuite. Uh -huh. La final, în momentul respectiv, ca să le folosești și să le instalezi, va trebui să-ți faci un cont ca să poți să le deschizi Galaxy Store. Uh -huh. Samsung o să-și ia foarte multe informații uh, și feedback de la cei care le folosesc, o să le îmbunătățească și după o să-și ceară bani pe ele ție. Chiar dacă tu ai fost beta tester și ai lucrat practic uh -huh. pentru Samsung în această situație. Păi, na, suntem o mare familie. Așa funcționează software-ul în Suntem cu toți ăsta. E o mare familie. Hai yes. să mergem mai departe la YouTube, la Sugar de ul nostru, care? De, 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 la care ne încasăm veniturile din publicitate. Vă mulțumim că vă uitați fără blocare. pentru că de acum YouTube o să vedea și mai multe reclame, încercând probabil să ne plătească pe noi mai bine sau să facă ei mai mulți bani. Premium, sau amândouă. Premium. Toată lumea avea premium. YouTube lumea avea premium. Într-adevăr. Este o mișcare nasoală, ca în momentul în care dai pauză, deci va trebui să stai blocat acolo, pe scaun, în fața calculatorului să stai la. Pentru că de acum, complet. YouTube, dacă te uiți pe televizor, o să-ți bage reclame și dacă dai pauză. Da, asta pe TV. Apropo, că sunt curios de o chestie. Am uitat atâtea la, la YouTube pe TV, la dezbatere de, de în Statele Unite. De cea cel mai sănătos mod în care să o vezi. Și sunt tot to mai bune uneltele alea, că tu poți să selectezi o grămadă de chestii de pe telefon prin casting și să-ți actualizeze calitatea, subtitrările, inclusiv volum și așa mai departe. Fii atent. Ești când deschizi prin Microsoft Bing videole pe YouTube, observi ceva? Te schimbă interfața? Nu, nu observ nimic. Îți bagă alte clipuri recomandate sub clip? Nu ești pe YouTube? Nu ești pe YouTube. Nu cred asta. Și nu ai reclame. What? Nu știu cum face bingo chestia asta, dar playerul ăsta pe care îl afișează el ia informația din YouTube, dar nu ai reclame. Păi, leaca e embed. Exact. Și practic folosesc un alt algoritm. Deci este criminal. Vai, ce urât. Yes. Nu faceți asta acasă. Uh, Laine și-a luat uh, Ben pentru clipul pe care l-a făcut. Uh, a făcut un clip recent despre cum să, uh, faci, uh, să renunți la toate serviciile de la Google și să folosești alternative, știi? Și-a vorbit despre toate, despre adblockere și despre chestii de genul ăsta și și-a luat strike. mi ți că am făcut și noi o chestie de genul ăsta? Uh -huh. Și-am vorbit uh, la liber despre o modalitate de a uh, folosi niște informații video din uh, acel canal uh -huh. pentru, a, pentru uzul personal pe dispozitive personale. Încep uh -huh. să criptez un pic informația uh, și ne-am luat și noi strike. Uh -huh. Ok, mergem mai departe. Nu vrei să zici nimic, nu? <laughs> ok. Radu, dacă mai rămâne și fără sursă să devenit. Aoleu. Așa că uh, mulțumim la Google pentru toate minunile pe care le facem fiecare zi pentru noi aici pe internet. Fără Google viața noastră ar fi mult mai... Până la urmă acum realist e singurul care plătește Google-ul față de ceilalți. Mai am auzit o chestie. Mm. Rădem glumim e invazie de tiktoker și de oameni de pe Instagram, pe YouTube, pentru că s-au săturat să fie plătiți în vizualizări. Exact. <laughs> exact. Rătem glumim, dar dincolo se plătește doar în vizualizări și toată mulți oameni încep să vină pe YouTube ca să facă niște bani. Yes. Îi înțeleg. Mulți mi-au spus chestia asta, am stat de vorbă săptămâna asta da. cu câțiva din ei mi-au spus, zice, e horror, m-am săturat să fac muncă patriotică. Și... E un motiv pentru care noi nu facem chestia asta de ani de zile. Uite, știu, am fost acum la Berlin, pe banii noștri, pe timpul nostru, pe sănătatea noastră, numai cazarea aia și toate. Anyway. Și. Am văzut prețul, le-am văzut, drăguț. Uh, și da, uh, de pe YouTube și de. Uh, uh, o să luăm niște bani, dar pentru 1% din vizualizările pe care le-am făcut pe TikTok și pe Instagram, de unde nu o să luăm nimic? Și am cu ce plătim facturile alea, că doar toată lumea se așteaptă ca noi să fim independenți, să fim sinceri și să fim oamenii comunității. Și suntem, să vindem mai multe din astea, nu știu, și să ajungem să da, le facem foarte Luați-vă niște, luați niște căști de la noi și susțineți-ne că, da. mai departe. Cum ar fi să mergi cu 700 km kilometri la oră printr pentru o țeavă? Abia aștept chestia asta. Hyperloop este tehnologia despre care vă tot povestim aici. Îi avem și pe avem și niște români care lucrează la o astfel de tehnologie. Da. Hyperloop este o tehnologie care a fost inițial white paper-ul prezentat de Elon Musk prin Boring Tunnel care pro, propune o variantă de transport pe care am mai văzut-o cu toții la cash and carry. cred că prima am văzut-o la metro. Tuburile pe care umblă banii? Umblă banii, ți-o <laughs> Da, da. Ăla e conceptul. Dacă știi o țeavă prin care umblă o capsulă Bine. din asta... Acolo foloseau aerul, sucțiunea, aici folosesc magnetismul. E un principiu foarte similar, pentru că în țevile astea de Hyperloop va fi presiune scăzută, dar nu va fi vid. Inițial se vorbea, hai mă, cum o să facă ăștia vid prin țevi? N-are nevoie de vid. Are nevoie, ar, ar nevoie doar de o presiune mai mică a aerului, astfel încât să scazi foarte mult frecarea și aceste capsule care vor circula cu sau fără electromagnetism, le poți face în multe feluri, uh -huh. să poată să circule foarte repede cu frecare mică și să te ducă repede la destinație. Și în momentul în care vor ajunge la 700 de kilometri la oră, chestiile astea o să bată orice altă metodă de transport. Ana, nu profilul ăla de la Seamănă, nu? <laughs> <laughs> chestia la care se uită băieții la 40 de ani da, ia uite cum arată o capsulă de genul ăsta, s-au făcut deja teste cu tehnologia asta de Hyperloop ne apropiem de momentul când vom vedea asta în realitate. Băi, să, să traversezi m-am uitat acum vrem să facem o mini-vacanță și ne-am uitat și la alternativa cu tren, sincer, să vedem cum putem să plecăm. Pentru o mini vacanță nu e fezabil pentru că faci zile întregi uh -huh. dar acolo unde o să mergem 17 euro la 3 zile, uh -huh. și te plimbi 3 zile cu metrou, cu uh -huh. transportul comun, fără probleme. Da. Nu mai vrei să conduci, mai ales într-un oraș uh, european care devine destul de aglomerat. Nu mai vrei. În Cursii Berlin cunuri. nu am folosit taxi sau mașină nici o zi, n-am simțit nevoia. Am, am, la un moment dat am avut o situație în care ne grăbeam și pe ce m-am uitat pe toate soluțiile de transport, tot trenul era cel mai rapid până la destinație. Testul asta yes. cu uh, um, Hyperloop cu tehnologia Hyperloop este din Olanda, apropo, la un test mm -hmm. de cercetare. E un tub de doar 420 de metri cu 34 de secțiuni în care, deocamdată, acest Hyperloop a atins 30 de km h e similar cu un, cu un vagon de metrou. Și stăteam și mă gândeam că stațiile de metro da. ar putea să fie convertite la așa ceva. Da, dacă stai să te gândești oricum, fiind într-un tub și fiind poziționat dif separat față de celelalte mijloace de transport, nu, nu o să fie afectat deloc de, de întârzieri și de... Exact. Și stăteam și mă gândeam cât de ușor am putea să transformăm tunele de metro și să ducem oamenii, în loc să facă călătorii de jumătate de oră, să facă călătorii de două minute ci să fie mai multe vagoane micuțe și să nu mai fie trenuri lungi care au nevoie de timp mari, de accelerare, de frânare, etc. Exact. Exact. Transporti câte 20 de persoane, nu? Exact. Unde mergeți? În ce direcție? Păi vine următorul în 50 de secunde. A, mai stau un pic. <coughs> Față de 8 minute. Mergem mai departe că avem pentru voi uh, noutăți și din realitate virtuală. Dacă așteptați o cască nouă de la Meta, acest Quest, o, o, să vină un Quest 3S și a scăpat pe internet, Radu, nu, nu, nu s-a așteptat nimeni, avem un leak pe internet, am care arată cu... Scăpat pe internet. <laughs> Scăpa pe internet. Un Hai leak în care avem acești spider eyes. Ce înseamnă spider eyes, Radu? Uh, ochelari de paiangă. <laughs> Practic, acasă uh... o casă pe tuman. O să ai vizibilitate 180 de grade cel puțin cu ochelari așa că îi pui pe ochi. Practic o să, o să vezi, vezi mai bine decât în realitate. O să vezi, o să vezi și călcâiele și uh, părul din cap în același timp. Uh, fără mișto acum, sunt o o mulțime de senzori care sunt și senzori de de focalizare, sunt camere de normale și camere de ultra wide care o să poată să ți ia mai multe informații și să mai fi nevoie să folosești anumiti senzori și repere pe care le pui, de exemplu, în colțul camerei. Uh -huh. Și practic o să vadă mai bine, o să recunoască mai bine în, 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 zona în care se află și desigur mâinile, că mâinile o să fie da. uneltele tale, ca să spun așa. Quest 3S este modelul, o să coste undeva la vreo 500 de euro, va fi varianta mai accesibilă a lui Quest 3. Nu, mai, mai ieftin de 500 de euro, că acum este Quest-ul. Da, sub, sub 500. Costul, se pare. Costul, costul 2 este la 200, mi se pare. Și se antar. pare că pentru a reduce costurile și mai mult, în loc de controlări, se va baza pe gesturi. Exact. Deci nu mai ții mână chestii, ci doar mâinile tale sunt... Bine, mergem mai departe. Ask Music. Măi! Aolo. Da, asta e, asta e radio, radio cu inteligență artificială de la YouTube care se numește, oficial, Ask Music. Uh, apropo de chestia asta, până când vă spunem despre știrea asta, voi v-ați jucat un pic cu YouTube Music în ultima vreme? mi a venit și în mașină a și este mai... surprinzător de bun. Da, a devenit mult mai bun. În sfârșit, în sfârșit păi, și Google da, a reușit Apple să rezolve streaming-ul de muzică. Da, a luat de informații de la Apple Music. Probabil. Păi știi că am avut știrea cu câteva săptămâni. Probabil. Acest Ask Music este un AI prompt based conversational radio, practic un radio în care o stai de vorbă, nu știu, cu AI-ul pe YouTube Music uh -huh. și acum se extinde, o să înceapă să fie disponibil în mai multe țări. Este inclus dacă ai YouTube Premium și nu este legat în mod explicit de Gemini, deci nu trebuie să ai neapărat un abonament de Gemini. Deci dacă ai YouTube Premium ar trebui să funcționeze. Sunt tare curios. Nu, asta e altceva. Asta e altceva. Uh, îți generează playlisturi pe bază de prompturi, adică vreau să ascult niște muzică de genul ăla cu chestia aia uh, și uh, face autoplay la prima melodie cu opțiunile de a salva acel playlist odată ce ți l-a creat. Cum ar fi să-ți creezi un playlist și să nu-l salvezi din greșeală și să zici, ah, era cel mai tare playlist de până acum. Da, Adevărul că și Spotify face chestia asta. Eu așa ceva? Uh, da, deschide YouTube Music. Dacă ai premium, ia uite. Unde ascu? Nu știu dacă... Ia scrie acolo, uite. Search songs. Ia scrie, bagă un prompt. Music for work and concentration with a, a, Lofi and drum and bass. Deocamdată are niște, doar niște rezultate de căutări, dar da, eu cred zic. că o, o să introducă și un câmp care să zică că e AI. Bine, suntem noi în, în România acum și nu vedem chestiile astea. Oricum, eu îl folosesc, într-adevăr, YouTube Music pentru partea de... Exact pentru ce mi-ai zis mi acum, partea de relaxare, nu știu ce, pentru că mi-e foarte simplu să dau cast de pe desktop pe uh, exact. Chromecast și automat de pe Chromecast să-mi ruleze pe stație, pe amplificatorul principal din casă. Exact. Deocamdată de e... merge în Statele Unite și în uh, Canada și Australia. Uh, și pe engleză mai multe țări. Mai, mai urmărim chestia asta, dacă o găsiți voi și v-a spuneți-ne la fel cum dacă ați reușit să faceți să meargă Apple Intelligence. mi am făcut un Apple ID de Statele Unite încercând să testez, dar pe mine mi că dacă dau sign-out la iCloud pe telefon, o să am probleme. Yes. Așa că am amânat decizia. Qualcomm zice că lucrează și el la ochelari de realitate uh, mixtă cu Samsung și cu Google. Okay. Deci uh, procesor de la Qualcomm, dispozitiv de la Samsung, software de la Google, nu? Cam asta e. Cam asta. Tot din să... categoria realitate virtuală, uh, intraliem câteva știri, uh, uh -huh. avem acest Pico 4 Ultra, care este un stand adică funcționează solo, n-are nevoie de legătură la calculator și o să vină curând. Primele livrări se înceapă cu septembrie 19 uh, și este o alternativă dacă te-ai mai jucat până acum uh, cu așa ceva, însă pe mine m-a șocat prețul. Mm. Te-ai văzut cât costă? Care e 49, e foarte ușor. Asta este uh, așa 29... Și poți să spui și trecare pe picioare și pe mâini ști pentru o funcție suplimentare. Nu cred. Uite, chestia asta cu brățara asta, cu velcro, un pic mai jos, asta ți-o pui ca să-ți urmărească mâinile și picioarele, ceea ce îl face foarte bun și pentru fitness. Pe păi și dispozitivul cât e, că nu zice prețul. Stai că aflăm acum. 599? 599 pentru okay. un headset stand tot Cu tot setul. Cu tot cu, cu, tot cu tot și cu tracking pentru picioare. Așadar, dacă vrei mai degrabă spor, sporturi și chestii în care gamingul ai nevoie să fie mai precis și nu vrei să bazezi doar pe gesturi, cam asta este una dintre cele mai eficiente soluții, raport, preț da, vs. funcție. Și ăștia, și la fel și ăștia au patru jocuri? Dacă, dacă poți să intri cu el pe Steam, cred că nu mai e o problemă. Asta da. Asta da. e șmicheria. Mai avem o știre de uh, realitate virtual, aș putea să spun, dar chiar dacă, uh, uh, probabil că ați mai auzit de știrea asta inclusiv de la noi, într-o altă versiune, acum avem un engine care face jocuri în timp real și a recreat doom -ul. Problema care este? Că imaginele pe care o să le vedeți sunt oameni care simulează jocul ăsta cu un model neural în timp real. Jocul ăsta nu există într-un calculator, este rulat și generat instantaneu în timp ce îl joci, frame cu frame. Da, da, arată foarte similar într-adevăr cu Dumul Vechi. Dar pe de altă parte Dumul Vechi a fost rulat la un moment dat și pe, nu știu, un procesor de... Uh, pe Raspberry pe, nu pe rezberii, alea deja sunt complexe. Nu, pe ceva foarte simplu. Un procesor de... Uh, frigider, de, de aer condiționat, de, de, ceva microunde. exact, de ăsta foarte, foarte slab. Dumul este într-adevăr, e baza pentru jocurile actuale. Într-adevăr, dar chiar și așa, când te uiți la chestia asta, la 20 de frame-uri pe secundă la cât au ajuns oamenii ăștia pe un model neural, mie îmi spune așa că dacă chestia asta o poți face acum, ce vei putea face peste 5 ani? Practic o să poți face 4K la 120 de frame-uri pe secundă? Pentru fiecare ochi. Și momentul ăla o să te întrebi de ce mai vreau să stau în realitatea asta când aia pe care o generez eu în momentul de față este mult mai mișto și mult mai imprevizibilă și mai antrenantă și mai plină de adrenalină? Îi dai datele din ceasul tău inteligent ca să-ți urmărească pulsul și o să vadă când, ce te încântă și ce nu. Mai pui și senzori pe aici, pe acolo și așa mai departe. Dar mai bine să depășim momentul ăsta, că mai vorbim despre chestia asta la Curiosity Summit pe 10 octombrie. Până atunci, polițiștii testează Apple Vision pentru supraveghere în Statele Unite. Inițial, ei au folosit headset-ul de realitate virtuală pentru antrenament, ca să, îi, să experimenteze situații periculoase fără să fie în mijlocul lor. Uh, și acum ei vor să folosească VR-ul ăsta pentru partea de sup supraveghere. Adică să uh, permită ofițerilor care sunt pe teren, de exemplu, să acceseze partea de supraveghere de oriunde mm -hmm. ar fi ei. Adică camere și lucruri de genul ăsta să poată fi efectiv uh, mult mai eficienți decât pe laptopul amicuț pe care l-au acolo, și să stea să butoneze așa în mașină și să vadă, uite, unde, unde a fugit suspectul. Ah, l-am văzut acum să merge spre autostradă. Să trimită informația mai departe și să, să ducă și el către el. Exact. Genial. Tot din categoria uh, chestii SF de genul ăsta, nu știu dacă știți pe Noland Arbo, dar este unul dintre oamenii da. care a devenit celebru după ce, în cazul lui, implantul uh, cu Neuralink uh, nu doar că a funcționat, ci l-a făcut deja supra-om. Omul joacă o grămadă de jocuri pe calculator și acum mai nu s-a apucat de învățat limbi străine. Dacă, dacă se poate, aș vrea și eu. Serios acum. Practic, el pot să învețe limbi noi și să, exact. să aibă capabilitatea să. cel puțin la jocurile pe calculator. Eu nu mă descurc, am rămas blocat undeva la de-stranding uh -huh. și, și e, e frustrant, e nervant că trebuie să merg prea mult. În momentul acesta, acest BCI, acest Brain Computer Interface, care este acest neuralink implantat în creierul lui, acestui om care altfel este blocat într-un scaun cu rotile, da. are foarte multe limitări, îl face mai rapid decât mulți pământeni cu o rată de transmitere a datelor decât crezi în interfața cu, cu, cu alte lucruri. El poate să tasteze 8 bytes pe secundă cu creierul. Tu poți să bați 8 taste pe secundă? Nu. Pentru că 8 bytes sunt mai mult de 8 taste. Deci, în momentul acesta, un implant uh, neural de genul ăsta din primele generații, varianta beta, face un om mai rapid la interacțiunea cu mașina, la 8 bytes pe secundă, și se vorbește deja de 100, în curând. 100 de baiți pentru un om este enorm. Gândiți-vă ce înseamnă 100 de baiți. Am văzut un, am văzut un film, mm. nu -mi mint, am văzut un film exact cu chestia asta, acum recent. Da. Cu un science fiction știu. cu o fată care își pune un implant de genul ăsta, durează și câteva zile calibrarea lui și după aia câștigă toate competițiile de gaming uh, cu ajutorul implantului. Cu, se joacă cu mintea, nu mai folosește deloc uh, controllerul. Exact. Bine, e un film horror de fapt, dar... Da, mai vorbim. Uf. Uh. Tot la capitolul uh, interfețe și ah, genul plin ăsta. de ochelari. Azi, săptămâna asta e plin de ochelari. Am văzut, apropo, și noi ochelari de la TCL, uh, la IFA Berlin, o să-i postez TCL în curând pe YouTube. Next, Base, Nest, ceva, ceva, cu Next. Da, next. Dar nu sunt aia pe care știi tu. Uh, Sharp uh, și uh, cel mai mare operator de telefonie din Japonia, NTT Docomo, care apropo este un investitor foarte bun în tehnologie, lucrează cu ah. majoritatea companiilor, au lansat o pereche de ochelari de realitate augmentată numiți Mirza. Și Mirza, practic, îți permite nu doar să vezi și să înregistrezi chestii, ci și să proiecteze informație pe lentilă. Cam așa arată, mm. dacă ne urmăriți pe YouTube, arată ca și ochelari un pic complicați așa. Dar... asta unde să proiectezi informația, să o citești. Exact, exact. Ok, foarte drăguț. costă 1730 de dolari în momentul ăsta, deci deja sunt disponibili, japonezii sunt întotdeauna în avantgarde. 1000, 1000 de niți, 1000 de niți la un centimetru de ochi. Acum depinde dacă e foarte puternic soarele de afară, Radu, ce vrei să zic? Faza care este că uh, ei reușesc să obțină chestia asta cu rezoluție Full HD pe ochi, ceea ce este spectaculos. Că la distanța bine, aia va fi foarte clar. Dacă vorbim de proiecție și probabil vorbim de proiecție, rezoluția de proiecție nu e chiar aceeași cu rezoluția pe care o primește suportul de proiecție. Evident. Dar stil. Vor fi oricum o perche de ochelari pe care poți să iei în avion, oriunde te duci, sau dacă ai probleme de vedere, ca să te ajute să vezi mai clar sau să auzi chestii de felul ăsta, va mai arăta noi. Dacă poți să conectezi cu un USB-C la camera de filmat, să văd exact focusul, ar fi da. bine. Cineva a făcut o fază de genul ăsta la ultimul eveniment uh, Apple, a postat Marques uh, pe un tip care avea un iPhone, pare mm -hmm. că de genul ăsta cu proiecție și vedea ce filmează cu un iPhone de aici în timp ce făcea hands-on și și le-a legat pe cap. Trebuie să ne upgradăm și noi. Pentru că tot vorbim de inteligență artificială și de uh, avansurile în acest domeniu, Mistral, o companie și a concurentă cu OpenAI, lansează Pixtral 12B primul, primul său LLM de tip multimodal. La 12 miliarde de parametri este mare, este enorm, 24 de giga în dimensiune. Și e construit pe varianta de text al lui Mistral Nemo, care a la 12 miliarde de parametri. Practic ăsta ar trebui să facă mai mult decât text și răspunsuri, ar trebui să poată să-ți dea și rezultate foto și video, mai repede decât generațiile anterioare. Practic, Mistral, nu știu dacă știți, dar este răspunsul Europei, cumva, la OpenAI. Are o mică finanțare și de la Microsoft, dar toate modelele pe care le-a scos până acum au fost free. Au fost open source și ne-am și jucat și noi cu câteva dintre ele. Sunt tare curios dacă Pixtral 12B va fi oferit gratuit. Am putea să-l testăm în LMS Studio. Cred că este. O să vedem chestia asta. Da. Google oferă linkuri în momentul de față pentru Arhive, acel Internet Archive, archive sau Wayback Machine. Practic dacă dai un Google acum o să primești și răspunsuri de pe Internet Archive, ceea ce este o chestie foarte folositoare ca să găsești exact. lucruri ascunse în Internet șterse de negura timpurilor. Dacă ai, dacă ai cumva o neîncredere că așa descoperă foarte mulți oameni când cineva modifică termenii și condițiile de pe site-ul lor ca să aplice niște noi reguli, uită-te în spate cu Wayback Machine să vezi, că, să vezi ce scria înainte să apară chestia aia, să vezi că se putea să fie diferită. Hei, Gemini, spunem cine și-a schimbat termenii și condițiile în ultima săptămână? A mai fost o chestie de genul ăsta recentă. Am, am văzut-o la la Luis, mm. are Luis Rosman, Da. Uh, da. Un, uh, un, un, un tip din uh, Australia, mi se pare că a făcut niște review-uri la niște produse pentru mașină și pentru casă și a declarat că nu sunt chiar construite cum trebuie și ăștia au dat în judecată după ce au schimbat politica de termeni și condiții de pe site. Și intrând cu wayback mașină ăștia au descoperit de fapt că înainte garanția era mai mare și acum este mai mică, știi? Ce urât. Și discuțiile sunt urâte în momentul de față. Mi se pare că au dat judecată ei înapoi compania și de. au toate șansele să câștige. Hai să venim înapoi la Adobe, pentru că mai nou, partea a doua anului, din 2024, se va concentra mai mult pe modele de inteligență artificială concentrate pe foto-video, iar Adobe trebuie să țină pasul și va face o versiune video pentru modelul lor Firefly, care e folosit în momentul ăsta cu succes pentru foto. Pentru creație să fie primit, că traducerea pentru Adobe încă nu avem în limba română, că de ce? Că e prea greu, nu ne mai bate în cap. Am făcut japoneză, chineză, Angajații... spaniolă, engleză și franceză și restul, rest of the world, bagă undeva. E frustrant pentru că nu ne că trebuie să folosești alt, alt, produs. Problema este că dacă tu faci video în Adobe, ai vrea să și traduci în Adobe pentru ca să-ți rămână proiectul, să poți edita. Ca da. așa l exporți, îl pui în alt produs și ca să editezi ceva pe video, trebuie să te întorci în Adobe să-l expozi din nou și să-l traduci din nou stăteam și mă gândeam câți oameni lucrează la Adobe din România totuși. Poate au eu cuvânt de spus. Asta, exact. Da. Așadar, modelul acesta de la Adobe, care este interiorul unei grădini astea închise pe bani, va concura cu soluțiile de la OpenAI, cu Sora și cu Stable Video Diffusion de la Stability AI. Suntem de acord. Mai sunt și alte soluții de la mai mulți care, deja au apărut o grămadă și am văzut deja anunțul în ultima săptămână pentru echipe care lucrează la filme care se vor face cu AI pentru anul viitor o variantă de Ouija, spre exemplu, horror movie, făcută cu ei, se lucrează la ea. Dăm Pasc repede fugă în spațiu. Da, 400 au plecat de pe pământ pentru prima, prima uh, ieșire în spațiu, plimbare în spațiu, uh, fondată cu fonduri private. Apropo, puteți urmări, cel puțin la momentul registrării noastre, ne joi pe la, pe amiază așa, Cru Dragon, acest Polaris Dawn, care se bazează pe un Dragon modificat, putea fi urmărit live și sunt 1,2 milioane de oameni care se uită la imagini astea în direct. Doar pe canalul de X, pe contul de X de la SpaceX, la fel și cei de la space.com urmăresc chestia asta prin imagine de la, de la SpaceX practic, ce, ce, o să se întâmple, o să vedem pentru prima dată o capsulă crudă Dragon trimisă la o altitudine de trei ori mai mare decât locul unde, orbita pe care se află Stația Spațială Internațională și oamenii aceștia, de, de, la interior, echipați în niște costume adaptate pentru așa ceva, vor ieși în spațiu din interiorul capsulei, Radu. Mm. Sper să nu pierdem vreunul pe acolo. Well. Ia uite cum arată costumele spațiale, Mișto. ultramoderne. Mișto. Mișto mult mai bune decât generațiile anterioare. Și, apropo, misiunea este finanțată uh, privat de același uh, antreprenor care uh, a, mai, a mai pus banii pentru prima expediție da. privată. Jared is Isaacman. Exact, e fondatorul de la uh, sistemul ăla de plăți uh, Shift4, dacă nu greșesc. Eisenman, da, exact. am discutat de la cu câteva săptămâni. Exact. Legat de tentativa uh, respectivă. Mă uitam acum... De deci ce pe... ieși și până la urmă? Da. Uite, spre exemplu, în momentul ăsta mai sunt 18 ore până la... Deci, practic undeva noaptea de joi spre vineri se va face EVA-ul, adică ieșirea din capsulă în spațiu cosmic și uh, avem imagini live din capsulă la momentul înregistrării noastre în care vedem cum se pregătesc. Am um, de -mi 2 milioane de view nu câți oameni se uită acum. Views. Nu, sunt... Uh... Nu. Views, scrie views aici. Păi da, e live. Da, dar măsurătorile lui nu sunt. Ah, ok. Uite, vezi, acum sunt în, în faza în care se pregătesc de evacuarea aerului din capsulă și, apropo, evacuarea aia de aer, aer nu poate fi făcut oricum, pentru că ei se află într-un spațiu cu gravitație care tinde spre zero da. și în momentul în care vor evacua aerul, ce se va întâmpla? Capsula va fi... Va fi... Faci așa. Aerul va propulsa capsula în direcția opusă. Ah, okay. Și atunci trebuie să evacueze aerul în, în, în toate direcțiile, spre exemplu, sau într-un mod în care să facă că capsula să rămână pe loc. Că altfel, o poate pune să se învârte. Ah, o, o să fie complicat. Practic, stăteam și mă gândeam că în spațiu, dacă ai reușit să dai direct în spațiu, inclusiv un vânt, mm -hmm. te-ar propulsa. desină anima, te mănânci fasole și te duci în spațiu ca să mergi mai repede. Dacă nu ai gravitație, orice, uh, orice forță are uh, o reacție uh, opusă. Și atunci, tu practic evacuând un aer din capsulă, o să împingi capsula în direcție opusă. Bun, mergem mai departe. Mai avem câteva știri scurte. Uh, Starliner-ul a ajuns înapoi pe Pământ. Da, Boeing okay. Starliner a fost întors pe planetă pe 7 septembrie după perioada aia foarte nefericită în care s-a încercat de panara lui pe Stația Spațială Internațională după ce a lăsat doi astronauți pe ISS pentru că NASA împreună cu Boeing nu a vrut să-și asume riscul de a pune astronauți la bord, a fost trimis înapoi și a aterizat în siguranță, în zona New Mexico, deci totul a mers ca la carte pentru partea asta de revenire. Da, nu, deci de, s-ar fi putut întoarce cu astronauti cu toți, nu? Da, da problema cu costumele și cu incompatibilitatea și cu aerul, da, chestii complexe. Semnăturile da. lui Bo Buciul Mor și Sunny William sunt în interiorul capsulei Starliner, care s-a întors fără ei. Ei vor aștepta să fie preluați de un Crew Dragon uh, prin ianuarie sau februarie. aceștia care s-au dus în spațiu nu puteau să facă oprire pe ISS? Serios, trebuie simplificate lucrurile astea pe viitor. Dacă tot trimiți racheta în spațiu și pe orbită, trimite o și tu atunci când se află la în zona respectivă și ia și pe oamenii ei. Adică e... ia mânene, știi? Da, e, problema care este că nu poți să asumi riscul când vine vorba de oameni, Prefer să greșești și chiar dacă capsula s-a întors până la urmă în siguranță, problemele da. pe care le-a avut acolo sunt prea importante ca să le ignori și atunci au hotărât că se va întoarce goală. Abia aștept momentul în care o să avem mijloace de transport fiabile care ajungă în spațiu. Noi toți. Se, se mișcă plăcile tectonice. Nu Plăcile tectonice îmbătrânesc. Te-ai văzut asta? Nu îmbătrânește da. mai nimic. Pământul este totdeauna în mișcare. Avem pentru voi o animație foarte faină care să vă arate cum evoluează pământul. Pământul este viu, planeta este în regulă. Cu sau fără noi ea se descurcă. Uite cum e, arată evoluția plăcilor tectonice în la, ultimii 18 miliarde de ani. De la discul pe care se află toate toate continentele se clatină, se mișcă, știi, și se mai lovesc între ele. Deci tu știi pe ce stă discul, nu? Pe ce? Pe o țestoasă. Așa, da, așa, știam eu ceva de genul ce ăsta. Iată cum arată mișcarea plăcilor tectonice de pe pământ pe parcursul milioane de ani. S-au amestecat, astea n-au avut nicio treabă cu realitatea. Zici? Da. Gata, însă și-au găsit locul. Adevărul ce ne-am face noi cu toate țările astea? Adormițestoasa. Toate imperiile astea. Exact. Ce am face noi uh, cu uh, cu toate imperiile astea care au nevoie și de niște continente, dacă le e, mai sparți cu plăcile tectonice. Dacă te, te uiți și tu la, dacă, ca și uh, suveran, dacă te uiți la chestia asta, zici, bă, dar parcă nu e așa de importanță cu cuceresc. chestia oricum o să planeze pe apă mai încolo, nu? Păi da, dar cât trăiesc eu, femeile o să mă adore. Toate femeile știu că eu înving. Da, vezi, ne îmbătrânesc creierile. Exact. Hai Am, să vedem îmbătrânirea creierilor. Pe bune. Chiar ne am îmbătrânit creierile. Covidul ne-a îmbătrânit creierul. Apropo, am văzut și, am văzut și niște um, informații despre um, nivelul de inteligență la copii, care este cu vreo 20% mai redus pentru cei care au fost afectați de COVID. Da, și inclusiv speranța de viață și alte asemenea, deci se vede clar că perioada aceea. Însă nu este doar covid este partea de lockdown iarăși care ne-a afectat. Da. Partea de inteligență nu este neapărat de la COVID, poate să fie și de acolo, poate dar este legată de și de part, faptul că am stat închiși, n-am avut interacțiune socială, n-am învățat suficient de multe lucruri. Noi am crezut că stăm un pic și ne odihnim și ne relaxăm, de fapt creierul nu se oprește niciodată și dacă stai pe loc, e un fel de moarte. Și poate să fie și de la, faptul, de la stresul respectiv, pentru că nu știi când ieșim din lockdown, când se termină, când stresul ăla continuă pe durata un an de zile da. sau doi ani de zile, ni l-a îmbătrânit. Vezi, nu e bine să stresezi. Stresul, într-adevăr, îmbătrânește și lipsa de, lipsa de mișcare este cea mai păcătoasă pentru creierul noastră, printre altele. Lipsa de interacțiune și lipsa de mișcare. Se însă, pare că... vestea proastă este așa că fetele au fost cele mai afectate cu o da. îmbătrânire mai accelerată cu 4,2 ani față de la băieți care au rezistat un pic mai bine la stresul ăsta, se pare, și am înțeles, am aflat de ce săptămâna asta. Hmm. Femeile descarcă stresul vorbind despre problemele lor, la băieți, ei au nevoie de liniște ca să le treacă o situație stresantă, dacă vorbesc despre problemele lor, mai mult se enervează. Da. Yeah. Și atunci ei fiind atât de diferiți, reacționează diferit la stres. Da. Yeah. Deci, practic, o izolare, partea asta de liniște la băieți, îi ajută să se calmeze. Pe când la fete este pe dos, au nevoie de interacțiune, au nevoie de socializare. Cercetătorii au găsit o variantă nouă de a vaporiza plasticul și de a face mai mult plastic din plasticul existent. E vorba de aici doar de un anumit tip de plastic, polietilena, adică plasticul alimentar. Okay. Care este într-adevăr cel mai mult în momentul de față și cel mai uh, puțin reciclat pentru că este plastic murdar. Uh -huh. Este uh, pătat cu alimente și ăla nu se reciclează. Okay. Deci, exact problema cea mai nasoală ar putea să fie rezolvată. Polietilenă și polipropilenă, care sunt practic două treimi din Global Waste. Ok. O, 80% dintre ele ajung să fie incinerate sau puse în, în landfills. A, așa face, spre exemplu, Shanghai. Exact. Și New york -o. Da, le incinerează și nu, nu, e bine pentru că sunt, în primul rând, sunt toxice și le putea folosi. Da, dar mai e o problemă, că incinerarea rapidă oprește și fermentarea, că nu e doar plastic acolo, de multe ori și alte deșeuri. True. Te-ai de o discuție întreagă. True, dar au găsit o variantă în care să le poată uh, topi și vaporiza sub formă de niște de niște peleți. Ok, chestii foarte mici, pe, pe care poți să-i folosești după aia, bineînțeles, să, să faci alte produse din plastic, ca și cum ar fi nou. Și asta da. este partea spectaculoasă. Da. Hai să dăm mai dăm repede o fugă la mașini, pentru că toate știrile proaste pe care le-am dat în ultima vreme, n-ar trebui să vă taie așteptările în legătură cu viitorul automobilului, inclusiv Mercedes se uită la bateriile solid state, la fel cum avem în fiecare lună de 10 ani câte o știre de la Toyota cu bateriile solid state. Mai nou, avem o știre care ce anunță că da, testează și așa cu ceva. Hibridul și cu, da, Toyota care vine cu motorul cu uh, combustie externă. Hai să, așa, depășim momentul. Cei de la Mercedes, totuși, vor să dezvolte și ei baterii solid state uh, pentru a face mașini electrice mai bune. Cu toate astea, și Mercedes și Volvo și toate mărcile mari au început deja să recunoască că își mută ținta aia de trecere integrală la electrice pentru 2030 sau 2035. Da, au amânat, practic. Faza care este că noua baterie la care lucrează Mercedes, numită Solstice, ar trebui să mărească autonomia mașinilor electrice cu 80% peste ce au acum. Și asta pentru că vor introduce o densitate a energiei de 450 de vați oră pe kilogram. Și că ne-am mai vorbit despre chestia asta, când am la 400, 450 de vați oră pe kilogram, Ajungem în punctul în care poți folosi bateria inclusiv pentru avioane. Acum avem vreo 200? Avem 200-250 la cele mai bune. Okay. Și atunci, pe măsură ce creștem această densitate a energiei, practic în fiecare kilogram de baterie să ai mai, mult, mai multă energie. O, dacă acum ai o baterie de 100 de kWh într-o anumită greutate, o să ai o baterie așadar de 180 și vei merge o distanță mult mai mare. O să, o să fie practic o revelație în domeniul auto și în, to în toate domeniile, de fapt. Da, o să le dăm în sfârșit oamenilor care așteaptă o mașină care să meargă 1000 de km, după care o să-și dea seama că nu aveau nevoie de o mașină care să meargă 1000 de km, aveau nevoie de o mașină mai ieftină. Că de fapt asta e problema, nu autonomia la mașini electrice, ci prețurile care sunt în scădere și trebuie să dăm repede o fugă la Frankfurt, unde începe târgul auto și nu o să o vine să credeți, dar e plin de producători chinezi care vin acolo, cum ar fi BYD, Geely, Hongqi sau GAC. Băi, frumos e, mă, ul ăsta. Da, B.O.I.D.C. l-am văzut acum la Berlin, am trecut pe lângă el pe stradă, seamănă foarte mult cu Model 3. Am mai văzut la cineva un Xiaomi Su-7 Max adus în România. Încep să se extindă. Faza care este că sunt așteptați până la 900, până la 900 de companii chineze vor veni la târgul din Europa, deși în ultimele luni, Europa a introdus taxe de 19,3% tarife la importul mașinilor din China uh -huh. ca să contracareze ceea ce oficialii de la Comisia Europeană spun că ar fi protecționismul, adică susținerea exagerată a statului pentru companiile chineze. Foarte, foarte complicată chestia asta, însă chinezii spun așa că e niciun fel de problemă, nu renunțăm la piața europeană, vom veni în condiția vă vom susține. Practic, Acum, serios, la ce prețuri mici au deja chinezii, și dacă le mai pui tarifele astea, tot, e, tot mai ieftine vor fi decât modelele din Europa, pentru că, în timp ce europenii au problemele astea cu sindicatele, cu recall-uri, cu și așa mai departe, chinezii sunt deja destul de avansați pe electrice și continuă să investească în software și în baterii. Ei acolo, tractare, că restul le cam au. Da. Uh, pe scurt, acel, acest Renault r 17, dacă nu va fi construit, o să fie foarte mulți uh, noi ce suntem mileniali. În barna, în Așa. Da? noi din ăștia o să fim foarte mult supărați pentru că la mașinile la fel, la fel ca BMW noi clase sau ca acel Hyundai, uite-te la el un pic da. asta este o frumusețe, dacă chestia asta ajunge să fie și produsă și nu rămâne doar la nivel de concept, jos pălărie da. mi-aș dori o electrică old school cum este asta cum Exact. Este... bine, Și da, acum serios să nu fie în ediție limitată cum este Hyundai U N74 care o să, o să coste sute de mii de euro uite ce frumoasă e, superbă design, design. Dacă 1300 el, uh, din viitor. Ba, 1310, nu, pardon. Nu, asta este, nu, e ceva, asta e Renault 19, mi se pare, la bază. <laughs> Sau okay. 17. Hai să dăm repede o fugă până la Sony PlayStation, oh, pentru că avem PlayStation 5 Pro. Pe scurt, uh, informațiile sunt în felul următor. Și sunt oficiale de la sursă. Nu are unitate optică. Dacă vrei unitate optică, va trebui să-ți iei una externă, care costă vreo 100 de dolari. Prețul ei de pornire este 700 de dolari, în momentul de față. Și ce s-a schimbat la el? Stocarea e la fel, procesorul e la fel, placa grafică s-a schimbat și vine cu upgrade de vreo 30-40% teoretic pe a partea de upscaling și la partea de ray tracing undeva de 2-3 ori mai bună. Deci, uh -huh. practic, este un upgrade bine meritat și destul de echilibrat ca preț, că dacă stăm să ne uităm în spate de și pS4 a fost cumva mai scump datorită inflației și așa mai departe. Singura problemă. Upscaling-ul este... este cu ei. Upscale, da. cineva nu, a este Spectral Super Resolution. Ah, că okay. zice, nu, e, nu, zice cu AI. Partea zice AI Driven Upscaling. Da. Uh, Suportul ca să ții vertical îl iei separat. Okay. <laughs> pentru că este PlayStation. Partea nasoală este și de ce s-au plâns ah. foarte mulți oameni la această lansare este că nu au arătat niciun joc nou. De obicei, PlayStation-ul, atunci când se lansează că este vorba de versiunea normală sau e vorba de Pro, vine cu niște titluri noi, super Mai de iubit de timp. În decembrie, acolo, când e bătaia pentru, pentru cadourile de Crăciun, da, atunci o să arate. Momentan, singur, adică e puțin trist, ca să spun așa, pentru că și jocurile cele mai bune de pe PlayStation 5 sunt cele mai bune jocuri de pe PlayStation 4 care sunt făcute să meargă la 60 Hz. Nu există titluri super mega noi, exclusiviste, ca să-i și motiveze pe oameni să își cumpere noua consolă. Deci mai investiți, investiți băieți un pic și în jocuri și în software, nu doar în hardware, pentru că dacă mă uit la Nintendo Switch 2, urmează să se lanseze, ce de la Engadget au făcut o listă cu chestiile care ți se apară, hmm, nu, nu par să aibă prea informații importante legătură cu schimbările. Nu, pentru că și aici la fel. Uh, ca să... Are șapte ani deja Switch-ul, zine să da, crezi? Da, și PlayStation 5. 5, 5 ani. 5 ani, 5 ani. incredibil. Da, cum Bine, timp. la cât a întârziat să vină pe piață uh, uh, da, cu cred, cred da. că aia a fost și problema. Uh, deci, trebuie să vedem jocuri. Jocurile sunt baza pentru aceste console și sunt cele care motorizează ecosistemele astea. Ar trebui ca Switch 2 să primească un update de procesor, totuși, un octa Cortex A78. E practic un procesor de mobile. Da. 8 GB de RAM, 64 de memorie MMC. Adică slow as. Așa. Uh, și uh, din categoria specificațiilor, evident, nici, nici, varianta dinainte nu era, cea din 2017 nu era exagerat de puternică, dar s-a descurcat foarte bine. Bă, măcar poți să-i pui cu micro Nu? Da. Măcar atât. Da. Măcar atât. Până da, 2017 va veni direct cu SBC. Așa uh, aș să-ți arăt un cont de TikTok. Așa. Al săptămânii. Ce mi-arăți? Recenziile bunicii bunica care vorbește despre cărți. Ok. Mi-a apărut clipul cu Dion. <laughs> e foarte tare bunicuța. A citit ea Dion? Yes, a foarte citit. Și face un mic rezumat în 4-5 minute, vorbește despre cărți. Brilliant. Bravo, pălăria. Mai găsești hidden gems din asta. cum a fost un exemplu la cu mașini de poveste, mai știi? Da. Care crește, crește frumos poveștile sunt interesante și merită urmărite uh, un film scurt pentru uh, cei curioși uh, zi, cred zice Vlad că a fost mișto Subservience cu Megan Fox care este inteligența artificială care ți a blocat în cap dacă ai auzit Megan Fox să-l vezi ea exact. ia, ia te controlează Vlad ai auzit? Ea te controlează ea te controlează pe tine că dacă e în capul tău cum faci? I have no idea. Au început să apară filme din astea cu inteligența artificială în ultima vreme și câteva dintre ele sunt bune. Am mai văzut și eu câteva în ultima vreme. Să observiem da. este de așadar așa, dar Problema e că încep să se adevărească -a de -a cu 20 de ani și e cam uh, annoying. ex Machina încă nu rad. Mai e un cam annoying. Da. Apropiem de final și am ajuns la final. Da. Uh, vă mai încurajez să vă uitați la podcastul de săptămâna trecută, dacă n-ați apucat să-l vedeți. Am văzut că s-a uitat destul de puțină lume, n-a plecat bine pe notificări, pe așa, dar dacă n-ați apucat să vedeți interviul cu Vera Ion, E una dintre preferatele mele din sezonul ăsta, și ca de obicei, exact cum ziceam și data trecută, cele care îmi plac cel mai mult au fac vizualizări mai puține, dar am văzut că și cel cu Cristionețiu a prins foarte tare. Uh -huh. pregătiți vă pentru că în perioada următoare v-am spus vreau să aduc candidații la prezidențiale și nu numai. Urmează și o discuție cu profesorul Goșu, care urmează să vină aici și să mai vorbim un pic despre ce se întâmplă în Ucraina, pentru că și acolo ne apropiem de un moment foarte important. Nu știu că ai auzit, dar în momentul ăsta în care noi înregistrăm la Kiev. Uh, nu știu au plecat, dar sunt miniștri de externe din Statele Unite și din Marea Britanie care vorbesc cu cei de la Kiev ca să le dea uh, voie să folosească rachetele mai adânc în interiorul uh, Rusiei. Anyway, hai să totuși într-o manieră pozitivă. Dacă mai sunteți încă aici alături de noi și ne urmăriți, vă mulțumim foarte mult pentru susținere. Vrem să le mulțumim însă mai ales membrilor noștri, mai ales celor care sunt Witcher și Wizard care vor avea acces gratuit, bilete gratuite vor fi anunțați pe community. Așadar, dacă Vreți să uh, ai acces la Curiosity Summit cu un bilet gratuit, faci un abonament de Witcher sau Wizard, poate și păstrezi, dar și membrii vor avea niște reduceri. Urmează să avem biletele aproape gata, lucrăm la design, la ultimele chestii împreună cu cei de la XOX9. Biletele vor fi și NFT-uri, deși asta contează mai puțin, pentru că indiferent că ești sau nu pe cripto, biletele astea vor fi, cred că, niște collectibles pentru oricine. Așadar, uh, pe 10 octombrie facem Curiosity Summit. Urmărește-ne pe george.ro pentru toate informațiile și încă o dată membrii vor avea acces privilegiat pentru că sunt cei care ne susțin cu abonamentele lor lunare și vă suntem recunoscători pentru asta. Apreciem și dacă dați share la fiecare clip. Am văzut că metoda preferată de share la clipurile noastre este WhatsApp-ul și este foarte în regulă. Dați share undeva să vadă algoritmul că vă interesează. Publicul nostru nu este, adică voi cei care vă uită la noi, nu este cel mai uh, social... Uh, să zicem așa, dintre cele so, de pe internet. Social trigger happy. Nu, da, pentru că noi nu vă uh, trigăruim cu uh, chestii să zicem așa de nervi, de ranchiună, de uh -huh. uh, outrage și chestii de felul ăsta și algoritmul favorizează chestiile care creează engagement. Haideți să creăm împreună engagement-ul, vină mai la comentarii, scrie ceva, întreabă-ne ceva, că și răspundem, dă un like dacă ți-a plăcut, o share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine.